Salutare! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a podcastului Îndodi. Ne-am adunat ca să vorbim Îndodi și astăzi o să vorbim despre capitolele 41 și 42 ale cărții lui David Friedman, Mașinăria Libertății, și despre două bucățele mici care le preced. Primul dintre ele se numește Postscriptum pentru perfecționiști, cel al doilea este un postscriptum expandat cu dedicație către libertarii, în care e de fapt o poezie. Iar capitolele în sine se numesc Problemele și poziția mea, adică a lui David Friedman. Înainte să începem însă, o să vă rog, jos există un buton de like, pe care dacă îl apăsați avem ceva informații că Google o să fie, YouTube o să fie foarte prietenos cu acest videoclip, așa că vă rugăm să-l apăsați. De asemenea, jos există un buton de subscribe pe care îl puteți apăsa, de asemenea un clopoțel, dacă vreți să mai aflați despre noi când mai postăm câte ceva. Jos în descriere o să găsiți, dacă vă uitați în timpul premierei, o serie de întrebări. Dacă vă uitați după, o să găsiți și o serie de timestamp-uri și capitole cu fiecare întrebare asignată unui asemenea timestamp, în caz că vă interesează doar anumite aspecte ale discuției noastre. De asemenea, jos în descriere o să găsiți niște link-uri către alte locuri unde mai găsiți content în Dodi și niște link-uri de crypto sau Patreon dacă aveți dare de mână și doriți să susțineți financiar proiectul nostru. Le mulțumim pe această cale celor care fac acest lucru. În Postscriptum ăsta pentru perfecționiști. Cred că eu am fost un perfecționist când i-am reproșat lui Friedman pe la începuturi, pe la capitolele de început, unde Friedman vorbește numai despre aspecte practice, cum a rezolva el problema taxiurilor, problema justiției în privat și așa mai departe. Și aici încearcă Friedman să se justifice menționând faptul că aceste argumente practice prind și utilitariste prind nu mai mult la populația în general. Și lui sunt dragi argumentele etice, nu există un principiu etic, hai să-l aplicăm și să nu mai discutăm și să fie absolut. Însă în capitolul următor, probleme, o să expandeze justificarea asta că unde s-ar putea să, cu argumentele astea etice, principiile etice, ajungem în situații în care nu mai poți să îl aplici pur și simplu. Și nu ar fi de acord cu rezultatele aplicării acestor principii absolute. O să-l criticăm la momentul potrivit. Da. Asta cum era ca istorie? Prima ediție se termina aici? Sau ai idee cu asta? Cam pe aici. Adică da. Următoarele sunt deja din a doua ediție? Nu, mai sunt câteva. Erau câteva. Erau? Dar nu așa mult. Da. Vreo 5-6. Iar poezia asta pe care o spune el după aia neapărat pentru libertarieni, cu dedicație pentru libertarieni, n-am, tot așa, același lucru pe care l-a spus în același mesaj, în prima parte. Ideea e că anumite principii te duc într-o fundătură. Bine, el face un stick aici, zice că, domne, că a aflat, a fost ca o știre pentru el când a aflat că e de fapt utilitarian, că sunt utilitarian, nu este foc fără foc. Că dacă putem să jucăm la jocul ăsta de presupunerea, că eu presupun de la ce concluzii urmează să ajungi și apoi și eu să fac asta, și că scopul lui a fost nu de a se adresa preaching to the choir, nu de a se adresa celor care deja înțeleg libertarianismul, ci de a scrie ceva pentru omul de rând ca să-l convingă de potențialul
unei vieți pe lângă stat. Da. Mai înainte vrei să zici? Da. Asta, mesajul ăsta. Scopul ăsta, pentru că în capitolul astea sunt mai degrabă pentru libertarieni, sunt intrigi între libertarieni. Care urmează, da. Ceea ce a venit până aici. Păi la asta. Acum sunt intrigi pur, e o polemică cu Rothbard. Rothbard e, să-i zicem, merge pe poziția asta deontologistă, sună complicat, dar nu e atât. Sunt două mari paradigme în etică. Una utilitaristă, în care evaluezi o acțiune prin rezultate. De ce e bună acțiune? Are rezultate bune. Da, e bună. Pentru cât mai mulți. Da, din... pentru cei mai mulți, mă rog. Asta e. Asta o face utilitarist. Da, nu... da. În mod tradițional. Da, altfel, da. El, nume, care el e denumește poziția asta consecințialism. Da. Și poziția asta deontologistă în care tu ești la acțiune. De exemplu, dacă are loc, pe care e Rothbard, de exemplu, dacă are loc o crimă, Rothbard zice că e rea, e rea în mod absolut. Uh-huh. Trebuie interzisă crima, nu trebuie să existe așa ceva. În timp ce un utilitarist e mai nuanțat. Un utilitarist se uită la rezultate. Dacă o crimă salvează 1 milion de oameni, trebuie să curcezi, trebuie să o execuți. Ca sună. Nu chiar. Un utilitarist ar spune și în doi. Adică el face, Friedman face calculul, dă un exemplu mai încolo și spune, din punct de vedere utilitarist, dar dacă netul pozitiv este o viață salvată, e de ajuns. Păi netul pozitiv. Asta e o întrebare. Adică dacă el iese... Dacă tu omori 5 oameni, dar omorând 5 oameni ai salvat 6, ai o viață salvată. Păi uite, când el zice, hai să discutăm pe exemple. Uite, ai situația asta în care ai un oraș, sunt niște crime pe acolo și fuge ucigașul. Și acum sunt revolte. Tu ești șeriful în acel oraș. Tu ești șeriful, dacă nu s-ar întâmpla nimic... Tu ești șeriful și știi că ucigașul nu mai a fugit. Nu mai, da. Dar oamenii sunt convinși că mai e. Da. Asta e natura revoltă. Tu trebuie să găsești un vinovat. Da, tu trebuie să... Ideea e că dacă tu nu faci nimic, de exemplu, tu ca șerif, poziția ta e că, nu știu, căutăm vinovați. Există pericol să fie linșate 3 persoane. Da. Lumea, suspecte, da, îi bănuiește lumea pe aia 3 și... El zice ce te dispare, ăștia se apucă de linșat, linșează pe unul, după aia zic, bă, dar parcă ăsta era de fapt, îl linșează și pe ăla, bă, dar parcă ăsta era de fapt, îl linșează și pe ăla și după aia zic, bă, dar nu mai putem să mai linșem încă, adică se potolesc, asta e, după ce linșează 3, se potolesc. Pur și simplu au traci, deci nu trebuie neapărat să prezume vinovat. Nu, sunt revolte, s-au pierdut... Uzurație. Da, lumea... Da, oricum, când ajungi la linșar, nu mai poți să mai... Și problema este că șeriful consideră, domne, hai să omor pe unul care... Hai să... Să-i calmăm. Să dau vina pe unul, să fac dovezi false, să-i plantez dovezi false, cum că ăsta e. Mm. Îl ducem la tribunal, să potolește lumea, ăsta e condamnat la moarte, moară. Da. Dar tu știi că în felul ăsta ai salvat 3 oameni. Da. Exact. Și Friedman duce și mai mult, dar dacă tu nu poți să trăiești cu asta, poți să te și sinucizi. Și tot ai salvat un om de moarte, adică ești net pe plus cu un cetățean. Adică l-ai omorât pe ăla nevinovat, te omori și tu, dar scapă 3. Și deci diferența e net pozitiv 1. Asta nu, hai să luăm cazul cel mai dramatic. Nu, ăsta e cazul pe care îl face el aici. Dar zic că mai trebuie... Nu, ăla în care l-o mor pe ăla. Ăsta e cazul pe care face el aici. Exact, păi ăsta nu, e. Dacă îi zici că te sinucizi. Nu, păi după ce le-o mor pe aia. Șeriful, vezi, doamne, are... Un strău de conștiință. Ba chiar și el, da. Ba, și atunci și el are varianta să sinucide. Îți scade utilitatea dacă sinucide. Da, dar scade, dacă tot pozitiv. Îți rămâne da, pe dacă 3 versus 2. 3 versus 2, da. Crazy. Prostie. Mă rog, ideea e că... Senzația mea când am citit capitolul ăsta a fost, domnule, Friedman e sau nu e utilitarist? Pentru că Friedman zice, domnule, n-aș face ca să salvez 3. N-aș omor un nevinovat. Dar pentru 1 milion n-aș face. Întrebarea e... Spune chestia asta? Nu da, spune. Da, spune puțin mai jos. Pentru 1 milion n-aș face. Și acum întrebarea e, se desparte că el scrie cu aerul ăsta, domnule, zic ăștia că sunt utilitarist? Nu sunt. Pe care e calculul tău? Nu e unul utilitarist, ce difere doar utilitatea imputată, știi?
N-ai face-o pentru 3, ai face-o pentru 1 milion. Adică mi se pare că raționamentul tău tot utilitarist e și ai principii absolute. Adică utilitatea asta, așa. Mie mi se pare că nuanța pe care vrea el să o facă între utilitarist și consecințialist, cum ar fi el, că asta am înțeles că a zis mai încolo, ar fi că el nu măsoară o utilitate din asta inefabilă, ci el se uită la consecințe care pot fi măsurate, economice. Și atunci nu asta spune, cumva îi justifică... Am căutat 1 milion. Da. Ce? Ei, nu, mai jos spune, că pentru 1 milion poate. Nu! Ba da. Atâta da. Control F. Dacă se mâie le Leon. Da. Tu ai ultima ediție? Da, totul la nu, am citit sigur asta, că pentru mai mult aș... Nu, nu, zice, ma, poate zice. Nu zice milion, poate zice altceva. Dă-i puțin mai jos. Păi nu, dar e în veche. Durează. Nu, ediția nu, trebuie să fie... Nu, da, e... A, ediția a doua? Poate. Deci varianta cealaltă, opusă calculului utilitarist, este că dom'le, ai un principiu, nu omori pe nimeni. Da. Deci, ca să spune și partea aia cealaltă. Nu este corect principiul libertarian să inițieze agresiunea asupra proprietății corpului. Fără nicio justificare. Da. Te uiți strict la acțiune. Asta înseamnă deontologism. Sunt da. Pompos, dar cam asta e ideea. N-ai voie să-l omori pe ăla. În timp ce utilitaristul zice, ia stai pe ei, hai să vedem. Dacă l omori și salvezi da. 1 milion de oameni, păi... Din punctul ăsta de vedere, sunt foarte mulți oameni care critică sistemul actual în diversele lui părți, dar sunt foarte inclinați către utilitarism. Au tot fel de nuanțe din astea. Da. Stai, dar trebuie să vedem, da. Să calculăm. Uite, să ne mai... un exemplu pe care îl dă el mai departe, zice că nu sunt niște oameni. Zice că vine un asteroid, deci o chestie naturală. Da. Și știi că un vecin de-al tău are un aparat care, cu care poți să distrugi asteroidul. Da. Tu îl vezi, dar dacă nu vrea să-l dea. Nu vrea să-l dea, și-a făcut public această preferință, că nu vrea să-l dea nimănui niciodată. Te duci și îl iei de acolo și îl furi sau nu? Asta e subiectul da. Tare. Adică da. Și asteroidul omoară toată planeta, deci după aia nu mai există, nu mai e la ce să apuci. Zice că da, zice la 1 milion, dar e în capitolul următor, de asta nu găsesc. Tot scenariul și discuția asta e în capitolul unde își exprimă el poziția lui, nu unde. E același capitol, de fapt. Sunt, da, le facem la un loc. Da. Deci ideea e că utilitarist ai. Da, ai fura acel aparat și dar așa ai încălcat principiul libertarian, ok. Dar să știi că ai încălcat și legea statului actual. Da? Deci poți să fii oprit dacă ești din ăsta etatist care vrei să te supui legilor generate de democrație și de majoritate. Și în ce acum mai intră? Dom'le, eu nu fur pentru că cum... Hai, cred că îți permite statul. Nu îți permite. Nu, statul nici acum. Nu, dar... Scrie atunci o lege. Poate face CSAT-ul o ședință de urgență prin care naționalizează proprietatea ăluia și fură statul. Device-ul. Mai nu, eu zic că pe legislația existentă există ceva. Nu există. Du-te-mă, dacă intri la CSAT... Uite, de exemplu, de la cazul Caracal. Până nu au dat procurorul hârtia respectivă că, da, domnule, ai voie, avem toate aprobările, i-au stat la poartă 4 ore ca să intre în casă unde era... Dar asta e și mai urgent, asta cu asta e și mai urgent. Și acolo era urgent, era o fată în pericol. Deci te duse telefon la 112. Nu, plus că aia a fost o greșeală chiar și procedurală, adică știi că ai un pericol și nu ți-ai făcut chiar. Poți să fac cazul de așa natură, da. Cum e cazul ăsta cu asteroidul și cu omul ăla care și-a spus public poziția, astfel încât legea actuală să genereze victime. Nu, dar chiar și așa, uite, ai un pericol iminent, legea în sine nu te obligă nici să colaborezi cu... decât în cazul unei situații de urgență când îți pierzi din drepturi, că asta e ideea. Teoretic statul român, așa cum e el, paradis și nu știu ce, încă recunoaște unele dintre drepturile omului și asta înseamnă că nu te ia în sclavie. Deci, de exemplu, dacă ai un polițist
Da. Care te oprește și zice, dă-mi mașina că trebuie să sunt într-o urmărire și trebuie să fac ceva, tu nu trebuie să le dai. A, și în America. În filmele americane. Nici nu trebuie să zic. Nici în filme, nici în America. Nici în filmele americane nu e. Nici acolo nu e justificat. E o încălcare. Da. E voluntar să i-o dai. Nu, că de obicei îți ia. Trebuie să fie un... Îți dă un șuțin? Ne vorbim aici de principii, da? Principi. Vorbim de principiul non-agresiunii, de să nu inițiezi o agresiune asupra proprietății altuia. Că în realitate se întâmplă într-un fel sau altul, partea a doua, da. Da, ceea ce, revenind la ideea cu Caracal, problema era acolo că era o persoană, da, care era suspectată a fi în pericol iminent, de pericolul, sursa pericolului fiind chiar proprietarul. Da. Acolo era justificat să intre peste el. Da. Inclusiv în condițiile legii. A fost o greșeală, cum a spus Alexandru, faptul că au așteptat mandatul. Teoretic, în condițiile legii, aveau intri acoperire. Peste el, aveau acoperire. Aveau, dar n-au știut că aveau acoperire. De-au stat. Gabi, diferența e că legea o poți abdata, principiul non-agresiunii nu-l poți abdata, adică principiul non-agresiunii mereu îți va interzice intervenția. Știu, dar ceea ce vreau să spun este că atunci când abdatezi... La steroid, la caracal îți permite. Nu. Și la steroid. Dar și... Deci că legea s-a abdatat de-a lungul timpului, vorba de... Cât există statul român? De 100 ceva de ani există statul român. Legea s-a tot updatat, însă din cauza updatării și modificărilor, mi se pare că mai rău a ajuns în situații în care poți să găsești probleme din astea mult mai des, din cauza numeroaselor legi care se bat cap în cap. Da. Și asta e. Din cauza că s-a tot updatat. Da, și uite, deci statiștii n-au nicio chestie în care zice, noi ți-am găsit libertarianul la principiul tău niște cazuri în care mor nu știu cât. Statul suedez. Mergi la asta mai tare. Ok, alt exemplu era ăla cu arma, cu ai un nebun, cum era, trage mulțime. Nu, stai. A, și da, de aceeași chestie, da. Toate sunt pe aceeași chestie. Cost mic, beneficiu uriaș, enorm. Nu sunt chiar toate pe aceeași chestie. Cumăr, ce-a zis cumăr la noi? Un dolar, te dă un dolar ca să... Dar vezi umanitatea? Poziția rodbatiană e că nu, n-ai vezi că furi, știi? Poziția lui Hummer, nu, în anumite situații. De fapt, e aceeași ca lui Friedman. Hey. În anumite situații. Stai, să enunțăm și situația ilaltă, în care unul amenință la fel ca asteroidul, unul amenință o mulțime de oameni, tu da, poți să iei o armă tot așa declarată, că n-ai voie să intri acolo, proprietarul a zis că să nu intrați niciodată, ce ai face? Ai lua arma sau nu ai lua arma? Da. Și mie mi se pare că principiul, ce zice principiul? Nu încalci proprietatea. Ce decurge mai departe din principiu? Dacă încalci proprietatea, în primul rând o să zicem că nu ești libertarian cu o. Doi, trebuie să fii responsabil pentru acțiunile tale. Da? Mie mi se pare că discuția mereu este sunt există lucruri justificabile care încalcă principiul și deci îl fac inutil, superflu. Da, nu inutil, și eu zic, e, și eu zic așa. Calculul de oportunitate și îl face cel care vrea să calce proprietatea. De obicei, problema se pune cu tare lucru a fost justificat, calculăm noi, ba judecătorul, ba arbitru, ba, nu știu, opinia publică, era justificat, sigur îl lăsăm pe ăla în pace. Poziția mea este că poți să iei arma, obiectul, asteroid, tralala, dar pentru că îți faci tu un calcul de utilitate al tău personal, nu ceri să fii susținut, iertat, subvenționat, etc. Deci tu zici, eu intru acolo, iau chestia aia, e interzis. Libertarianism, stai puțin, libertarianism ca să termin. Libertarianismul îți interzice și principiul îți interzice. Deci îți zice, nu ai voie să faci chestia asta. Tu îți faci un calcul personal, intri, nu îl iei de libertarian în discuția. Și îți asumi costurile de restituție care apar. Calculele astea nu țin de libertarian. Da, exact. Asta nu adresează argumentul. Argumentul e în felul următor. Libertarianismul e o propunere etică. Da? Vorbesc strict de argumentul ăsta cu furtul ca să oprești crima, da? Da. Zici, libertarianismul e o propunere etică, da? E un sistem etic. Bun. În sistemul ăsta etic
ai un rău mai mic și un rău mai mare. De unde știu că e un rău mai mic și un rău mai mare? Pentru că pentru furt ai o pedeapsă, pentru crimă ai o altă pedeapsă. Okay. Da? Deci ai un rău mai mic și un rău mai mare. Ok, sistemul tău etic spune așa. Adică ce am zis eu din ori? Sistemul tău etic libertarian spune așa. E permis ca un rău mai mic să te împiedice să încalci un rău mai mare. Să împiedici un rău mai mare. Deci, repet, e permis... Nu, eu nu zic că e permis nimic. Ca un rău mai mic să te împiedice să împiedici un rău mai mare. Asta e argumentul lor. Ah, da. Al cui? Al lui Friedman și... Al celor care spun așa, că în clipa în care singura premisă, singurul lucru care definește libertarianismul, că asta spune și Friedman de fapt, el zice că la sfârșit ajunge la ideea că, dom'le, poate libertarianismul e o chestie ceva mai complexă. Mm. Și s-a încercat definirea lui un pic prea simplist. Mm-hmm. Și argumentul e în felul următor. În clipa în care libertarianismul este definit prin non-inițierea agresiunii, punct, ajungi cu un sistem etic în care un rău mai mic, conform propriului tău sistem, te împiedică să împiedici un rău mai mare. Da. Și un asemenea sistem n-ar trebui să fie viabil. Asta e presupunerea implicită. Ok, mie mi se pare că ce am zis eu... Nu la modul absolut. Da, mi se pare că ce am zis eu nu e posibil fizic. Nu te împiedică. Deci nu mă împiedic. Discuția nu e una fizică. Chiar tu, Alexandru, mi-ai făcut observația asta, că te împiedică. Știi care era răspunsul lor doar la situația? Discuția nu e una fizică, e una normativă și de sistem. Am înțeles. Că ăsta e răspunsul Rothbard. Stai puțin, că libertarianismul nu ți dă un curs al acțiunii. Tu trebuie să te gândești dacă... Și răspunsul la Rothbard, pe care chiar tu nu, libertarianismul zice că nu trebuie să intervii. Da. Înțelegi? El n-are treabă cu ce fac, îi ajut pe ucraine, nu-i ajut. Nu, el zice dacă e agresiune, nu intervii. Corect. Dar eu nu fug din da, din tu spui ideea. Ce se întâmplă în realitate. Eu spun că în realitate nu, deci ideea, sistemul libertarian nu te împiedică să faci ce crezi că e bine și să-ți asumi că s-ar putea să fie greșit. Exact. Sunt două discuții paralele și te împiedică, e greșit. Te împiedică, cum să nu te împiedică? Te va învinui. Sistemul libertarian spune așa, e greșit. Da. E greșit să împiedici răul mai mare. Pentru că îl împiedici încălcând așa, e greșit. Principiul meu este. Păi nu poți să aleg să fac lucruri greșite? Păi tu poți să alegi să mănânci înghețată sau să nu mănânci. Tu poți face orice vrei. Dacă mănânci. Păi da, și de asta ceea ce spui tu cu realitatea și ce face este paralelă argumentului ăsta. Deci nu e un contraargument, nu contează. E ca și cum ai vorbit ca să vorbești, pentru că la argumentul ăsta n-ai răspuns. Deci trebuie să ne găsești un principiu, alt principiu. Nu trebuie să găsești ce se întâmplă în realitate. Păi nu, dar mie mi se pare că atunci care e contraargumentul lui? Contraargumentul lui este ăsta. E că îi salvezi pe aia încălcând principiu. Este că, nu, contraargumentul lui Friedman este următorul, la care ajunge la final. Este că libertarianismul este prea simplist definit. Păi, prea simplist doar pentru ce? Pentru realitate? Da, pentru cazurile extreme. Păi eu am dat un exemplu de realitate. Nu, pentru libertarianism. Principiul libertarian e prea simplist pentru libertarianism? Nu. Deci, încă o dată, libertarianism. Poziția lui Friedman este că libertarianismul este prea simplist definit doar prin principiul non-agresiunii. Și că ar trebui altceva în plus care să-l completeze sau să... Mie nu mi se pare că trebuie. E foarte bun principiul ăsta. Trebuie să nu încalci principial argumenta. Nu rezolvă problema. Conceptual, trebuie să nu încalci chestia aia. Nu rezolvă. Dar lumea zice, păi atunci ce faci? Moare lumea? Nu moare lumea, pentru că cineva în realitate, discuția paralelă, poate să n-ai voie să faci chestia aia. Asta nu mai înțeleg. E rămâi, a ieșit tu din sistem. Tu n-ai voie să faci. A ieșit din sistem. Deci problema este dacă sistemul ăsta etic permite crima sau nu. Alex. Și răspunsul este, păi dacă nu ai proprietatea ta să împiedici crima, o permite.
Nu, deci ceva ce nu înțeleg Alex, aici. Da, pe, tu încalci principiul când pui mâna pe arbă. Încalci principiul? Asta, asta și vrea. Și mi-asum. Nu, 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 postul. Alex, pe nebun. Asta înseamnă că principiul e prost. Dacă, scuze. Aoleu, ușor. Dacă situația, scuze. Dacă situația se rezolvă prin încălcarea principiului, înseamnă că principiul e prost, că tu așa ai rezolvat. Eu n-am zis că situația se rezolvă. Eu am zis că oamenii... Nu, de ce contraargument au oamenii de obicei? Zic, nu poți să faci niște chestii dacă nu-ți permite principiul. Nu. Utilitariștii zic. Nu. Alex, ceea ce dorește Friedman și ceea ce dorim noi în această emisiune este să mai găsim un principiu general valabil pe care să-l adăugăm principiul non-agresiunii care să definească, să completeze libertarianismul 2.0 astfel încât tu când vei lua acea armă să salvezi mulțimea adunată acolo, să mori criminalul, să nu încalci libertarianismul, să nu te învinuiască nimeni. Asta căutăm noi. Păi, chiar căutați? Da. Asta vrea și Friedman. Asta caută, hai să zicem așa, asta caută Friedman și la un anumit... Nu, da, eu ai înțeles asta? De exemplu. E o limită a principiului. Uite, principiul nu te lasă să faci aia. Și tu zici, păi nu că eu apăr principiul și încalc principiul. Nu. Dacă îl încalci, înseamnă că e prost principiul. Da. Înțelegi? Da. Deci, tu n-ai voie să furi. Înțelegi? N-ai voie să pui mâna pe arma aia. Îți interzice principiul non-agresiunii. Și tu zici, nu, eu fur stai și puțin. Pentru ce e ok principiul. Stai. Pentru ce ai principiul? Nu, că poate sunt complet prost. Deci, pentru ce ai un principiu? Ca să avem lucruri frumoase. Principiul non-agresiunii îți interzice să pui mâna pe armă. De unde apare ăla? E pentru ce ai principiul? Principiul non-agresiunii îți interzice să pui mâna pe armă. Da. Tu, punând mâna pe armă, da, încalci principiul non-agresiunii. Punând mâna pe armă, încalci principiul non-agresiunii. Da. Prin urmare, principiul non-agresiunii nu se rezolvă această situație. Da. De ce ai de... Nu se rezolvă, nu se apără principiul. O luăm altfel. Nu se rezolvă situația. Nu se rezolvă situația. Nu se rezolvă situația. Adică care nu se rezolvă situația. Toate, niciuna din toate alea. Nici cu asteroidul, nici cu... Nu plinici crima. Dar dacă spune așa principiul. Dar principiul spune, deci fii atent, Alex, schimbăm libertarianismul care spune. Spune în felul următor, tu ai voie să inițiezi autoapărare în contul unei alte persoane. Da? Ai voie. Da. Dar doar dacă o faci cu ceea ce e în proprietatea ta. Da. Da? În asta situația asta. În situația asta, în care principiul tu bun, ești lipsit de proprietatea cu care să poți să începi autoapărarea. Da, n-ai voie. Autonom. Da? Dar ea există în proprietatea altuia care nu e dispus să facă acest lucru. Fiind în litera principiului, tu trebuie să-l lași pe ăla să moară. Da. Ceea ce nu este o rezolvare intuitiv acceptabilă a situației. Facem noi libertarianismul 2.0, care se rezolve cazul ăsta. Nu ai voie să inițiezi agresiunea, dar în caz iminent poți să intri peste proprietatea aia în cazul în care salvezi mai multe persoane decât ar fi de curs. Trăiască utilitarianism. Asta e cu Friedman sau lui Schumann. Dar poți să faci utilitarist o libertarianism, faci altceva. Nu e libertarianism, nu e așa. Trebuie să fie milioane. Nu, asta e principiu. Și atunci tu vei fi în acord cu principiul ăsta. Nu. Generat acum pe loc. Înțelegi? Dacă generăm principii așa, atunci nu mai avem nicio pichire. Și el are un... Vreau să zic, unii stau să se gândească mai mult timp și îl va da niște experți sau pur și poți să pui un sistem cu 2-3 principii, nu cu unul. Nu la agresiune, da? Faci un sistem de 2-3 principii super generale, alea sunt 3 simple și rezolvi toate cazurile, zicem. Dar nu s-a descurcut omul ăla. Care să le genereze, știi? Da, nu n-o sens. Revenind la poziția lui Friedman, el spune că nu, că și lui se pare că e furt să iei arma în cazul ăla. Da, este. Chiar și în cazul ăla. Zice chestia asta. Da, lui se pare că e furt. Conform... Deci el n-ar fi de acord să o ia. Uite, humor.
Zice... A acceptat că e pur? Da. Oricum. Nu l-ar incrimina. Haideți să vă... Nu, să nu fiu încăpățânat, dar să poate e vreo cheie chestia asta, ce urmează să zic. E fiat. Că nu înțelegem mai. Da, sigur, eu nu înțeleg, dar las. Aveți răbdare cu mine. Deci, ai principiul non-agresiunii, da? Da. Ți apare o situație în care trebuie să faci o acțiune hotărâtă individual, pe care ți-o asumi responsabilitatea, da? Așa vrei tu. Deci poți să situația poate să fie că eu vreau să fur pur și simplu un lucru, da, că așa mi-a trăznit mie, sau vreau să fur un lucru și din întâmplare fac niște lucruri bune că salvez pe niște oameni. Da? Dar de în baza principiului e irrelevantă chestia asta. De ce fur eu lucrul ăla? Eu n-am voie să-l fur și nu-l fur. Principiul zice să nu-l furi. Da. Ce zicem noi? În lumea libertariană ar mai fi furturi? Da, ar mai fi furturi. Ar mai fi, da. Bun. Ce s-ar întâmpla în situația în care un om fură ușca și salvează niște oameni? Păi proprietarul o să-i ceară restituția. Da. Ăsta. Da. Ce zice principiul libertarian? Trebuie să plătească restituție. Da. El poate fi obligat să plătească? Da. E corect? E o societate bună, liberală, libertariană? Situația asta în care a furat, îi se cere restituție, o plătește, nu știu ce. Nu e suficientă restituția pentru libertarianism. Deci libertarianism nu zice că dacă îți dau un pumn și îți dau 200 de euro, nu, libertarianism spune că n-am voie să-ți dau un pumn. Simpla restituție și recompensa, asta e greșeala pe care o face și noi. Este așa utopie. Nu, eu din prima n-am voie să pun, nu am pumn. E interzis acțiunea și de-aia nu-ți rezolvă situațiile astea. Principiul nu agresiv. Aia nu e poziție libertariană, aia în care îți dau un pumn și îți dau 200 de euro. Deci tu propui libertarianismul ca un sistem etic. Un sistem etic înseamnă că este ceva care este universal preferabil. Uh-huh. Și tu ai găsit o soluție în care ai încălcat sistemul etic. Ok, înseamnă că nu. E greșit. Nu, eu nu am zis că încalc sistemul etic. Nu, ai zis că ți-asumi consecințele. Da. Te-ai încălcat. Consecințele apar pentru... Ce nu înțelegi din asta? Alexandru, am spus universal vizualizează asta. Da. Nu ajunge restituția. N-am vorbit noi de 1000 de ori că în lumea libertariană nu promite nu ajunge restituția. Nu, da, ajunge restituția. Da, așa este. Dacă tu îi dai restituția de, vecinului, deci noi ce am zis asta, că se întâmplă în lumea libertariană? O lau să plătească restituție cât hotărâtă, că urmează acum. Libertarianismul înseamnă mai mult decât plata pentru un drău. Înseamnă interzicerea acelei acțiuni. Ceea ce zicea, ar putea să fie o reprezentare mai la nivel de rezoluție mai joasă a intuiției că e foarte posibil ca libertarianismul așa definit să fie corect, dar situația să fie ceva mai complexă, în sensul în care intuițiile etice să nu fie de ajuns. Adică noi avem o intuiție etică aici, da? Noi spunem, nu, e rău mai mare care trebuie împiedicat cu orice preț. Da. Asta este intuiția etică sub care funcționăm. Este un alt mod de a rezolva problema asta, este a spune că intuiția asta etică ar putea fi greșită, că situația asta prezentată așa cum e ea, lightbulb scenario, să aibă o soluție etică contraintuitivă. E contraintuitiv să spui nu fur și accept să moară ăla pentru că nu am datoria asta. Da, o să zic și pe asta. E posibil. Da. Ca asta să fie un sistem mai bun, chiar dacă la o primă vedere noi nu percepem cum ar fi mai bun. Nu, asta nu ți le rezolvă. Scenariile astea nu le rezolvă. Și chiar e un conflict de valori. Chiar un conflict. Dar, Alex, știu, de exemplu, dispare statul mâine. România ajunge ancapistă. Pe valori? Se întâmplă furturi. Mai este regiunea asta din fosta Românie o societate ancapistă? Dacă le pedepsești, dacă regulile generale din societate... Este. Asta spune Alex. Că societatea rămâne ancapistă chiar dacă principiul agresiv... Da, dar ăia care fură nu sunt ancapiști. Da. Nu mă interesează societatea și ideea e... Nu, asta a vrut Alex să spună. Eu cred că greșeala lui e că nu ajunge restituția, știi? Libertarianism, ține de libertarianism restituția, că e drept să repar, să nu știu ce ești. Dar nu e mai mult decât atât.
Ți-am zis, eu n-am voie să te lovesc. Nu am voie pur și simplu. La fel și cu arma. Tu zici, păi stai că ăla... Nu, n-are voie să pună mâna. N-are voie, absolut. Păi, atunci. Păi nu, deci principial înțeleg. Eu, da, ok. Eu voiam numai să zic că, în realitate, deci lumea îți dă contraargumente din realitate. Da. Și eu zic, unele se pot întâmpla. Și eu unele. Zic, nu are treabă cu principiul. Principiul e exact ce zici tu, dar în realitate de unde vin ei cu contraargumentele, îți încalcă principiul. Acolo apare conflictul. Ai, între acțiune, da, și o normă. Știi? Păi da, dar și ei încalcă. Nu contează. Acum discutăm cazul ăsta care nu e confortabil pentru noi, știi? Da, în teorie, care e clar teorie, că ei zic. Rezolvă problema, știi? Îi dă două șuturi la moșul ăla, ia dispozitivul și oprește asteroidul. Cine? Pe principiul non-agresiv, n-ai voie să faci asta. Deci, și nu rezolvi problema. De ce? Oricum, deci cine a, dă două șuturi moșului? Nu normează principiul când poți să încalci? Ok, da. Ba da, normează, dar n-ai voie. Dar spunem, nu cred că societatea actuală. Spunem cine la ora actuală, conform cărui sistem, dă două șuturi moșului și ia arma respectivă și omoară criminal. Dacă e Arafat, la socialismul nu cred că are regula asta. Nu cred că are regula. Spune în principiul din socialism care spune că poți să faci situații de urgență. Ei, cum? Intervenția în situații de urgență. Când? Stai. Situația de urgență se dă doar de către... Poți să spun care e principiul din socialism. De la fiecare după nevoie, pentru fiecare după... Asta e un principiu. De la fiecare după putere, pentru fiecare după nevoie. E suficient. Nu e suficient. Nu. Deci ăla are un dispozitiv și alții au niște nevoie. Alții au și nevoie. E al lor. Nici nu există proprietate privată. Pot spune că acele două șuturi sunt probleme. Nu. El n-are nevoie de... Dacă știți foarte bine, dacă și în comunism, și în comunism, în URSS, dacă te duceai la CAP și furai porumb, că era nevoia ta să mănânci porumb în ziua aia, nu. Erai pedepsit, erai contra. Cu toate că tu puteai situație de urgență, dacă spuneai că vine asteroidul, era deja o situație de urgență. Aia. Înțelegi? Deci trebuia să se facă cota la hectar. Asta vreau să zic, că mai mare, da. nici ăștia când zic socialiștii sau comuniștii sau orice etatist la ora actuală, nu o rezolvă. Bă, ei o rezolvă foarte simplu. Nevoia ta, era foarte simplu. Nevoia ta personală este mai mică decât nevoia statului, care este agregarea tuturor nevoilor, individualist nenorocit ce ești, lacomule. Alții mor de foame, mor și tu. Hai un să pic de foame. Da. Dar nu-mi rezolvi chestia asta, pentru că atunci spui, n-ai voie să furi arma lui ea când ăla omoară pe cineva. Da, Gabi, da. Asta îmi spui tu mie. Gabi, asta e că... Sistem de urgență, stare de urgență, spui, da? Fii atent. Starea de urgență o dă doar președintele. Nu tu spui că am văzut pe un criminal care omoară mulțime. N-am spus stare de urgență, am spus că socialismul îți rezolvă problema asta. Nu-mi rezolvă. Ba da, pentru că nu-ți recunoaște proprietatea privată și nevoile sunt mai mari. Ți-o rezolvă, da? Da. La nivel principal, ți-o mai coerent ăla. Nu, e rup pe în altă parte. Nu e coerent cu natura umană. Și eu simpatizez cu situația asta în care, uite, acuzi, îi întoarce argumentul. El zice că ai inegalitate și tu zici, păi, și la stat n-ai inegalitate și nu știu că doar nu luăm toți afacerile cu statul. Dar ideea e că pe exemplele astea punctuale, socialistul îți rezolvă problema. Și cu asteroidul. De ce? Că ți încalcă proprietatea privată. Pentru că eu zic așa, dacă tu vei face o chestie de tipul ăsta, furi arma unuia ca să omori un criminal care are pușca îndreptată spre o mulțime, într-un sistem comunist, socialist, ce vrei tu, ești pe egală pușcărie pentru furt. Nu, no, părerea, chiar s-ar putea să primești o decorație. Primești decorație. Decorație. Eu zic că sunteți optimiști. Nu. În comunism s-ar putea să primești decorație. Tu vrei să zici, acum într-un sistem de ăsta democratic în care toți să acopere de hârtii și respectă doar litera legii. Și acum, unde ai democrație, dar nu libertarianism și nici comunism, acum se acoperă... Și acolo era tot cu hârtii și cu din astea. Dacă era un tip care nu era simpatic. Primește ăla de erou al muncii, cum să nu ai salvat? Da, ajunge erou al muncii, că salvezi carnea. Deci asta zice comunistul? Stai că ca proprietatea privată? Da. Asta argumentează judecătorul comunist? Nu, argumentează că e bun public ăla. Pentru că nu este proprietate privată comunistul.
Am și deci ai luat-o? Da. Asta e principiul. Dom'le, nu intri, dacă îți dăm noi binele hârtie. Binele cum nu l-ai folosit în binele pentru binele obștesc. Da. Folosești în binele obștesc dacă îți dă eu hârtie. Nu că acționezi tot de capul tău și ai inițiativă privată. Ideea e că dacă n-ai aprobare de la partid, nu faci. În comunismul ăsta, pentru că ești la mâna judecătorului. Nu dacă vrea, poate să te facă erou. Poate au fost celălalt în care... Astăzi, în, apropo de asta și de și unde era mai bine și unde nu era mai bine, în comunism ai fi fost felicitat că ai salvat viețile nu știu ce. În Uniunea Europeană Social-Democrată de astăzi, n-ai avea voie nici să o ai. Presupunând nu că furi arma de la ăla, presupunând că o găsești pe jos și că te-a pus să o folosești ca să oprești ăla, te bagă la pârnaie pentru că încalci altă premisă. Nu ai voie în societatea democrația de astăzi să inițiezi autoapărarea nici măcar pentru tine, dară-mi-te în favoarea deținere de armă. Nu te lasă să pui mâna, cred că și cu gândul, dacă... Păi n-ai voie să deții armă. Aia e treaba, înțelegi, aia e treaba poliției. Aia e treaba poliției. Deci atunci are dreptate Gabi, sau cred că asta avea în vedere, că atunci când faci tu un drum sau o cantină socială și le dai la ăia și vine statul, păi ce faci? Da. Deși ăsta e atât de delicat încât, nu știu, natura umană cât ar fi de pervertită, ar fi de acord, știi? Lidere. Eu vorbesc de principii. Nu, da, în comunism. Vorbesc de principii, nu de realitate. Dacă mai sunt oameni care sunt în fruntea și, dom'le, da, ești erou. Dar principiul comunist etatist spune că, dom'le, trebuie să faci totul ca la carte, conform principiului. Ai o lege care spune n-ai voie să deții arme. Păi, nici arma n-ai voie. Păi nu, ăla se scuză care a furat. Nu, dom'le, era chestie comună, dar aveam... Deja ca și la libertarianism, fugi de la principiu. Gabi, principiul comunist spune niște chestii. Și trebuie să urmezi niște... N-am făcut-o pentru ei, am făcut-o pentru partid. Da. Pentru binele țării. Da. Pentru partid o faci cu aprobare de la partid. Nu, nu există să... Asta e inițiativă privată care ai făcut-o din propria ta. Ai avut o situație iminentă. Îți trimite circulare. Deci nu ai voie să faci chestii genul ăsta. În comunism, diferență față de social-democrația de astăzi, da? Era așa, nu era poliție. O chestie santificată de stat și așa. Nu, era miliție. Înțelegi? Da. Păi și de la miliție la cetățean gardă patriotică. Apropo, noțiunea de gardă patriotică exista și pe vremea comunismului. Da? Da. E doar un pas. Da. Deci ești mult mai aproape în comunism de a lua arma să aperi cetățenii, da? Decât e, decât ești la fel, astăzi. Pentru că o inițiativă privată, în momentul de la tip urgență, iminență, trebuie să ai o inițiativă privată. Pentru că nu poți să stai după o aprobare a unui sau după o regulă. Tu te contrezi pe principiul ăsta al inițiativei private, dar și comuniștii erau mai practici, așa, dacă iese scandal de genul ăsta, te scoate la liman. Faci același lucru ca și Alex, cu restituția. Dom'le, în realitate lucrurile erau altfel. Da. Eu vorbesc de principiu aici. Da. Principiile comuniste, etatiste sau social-democrate... Dar ți-ar interpreta așa. Păi nu, stai puțin, că nu e nimic. Păi, așa ar interpreta și după aceea. Așa ai fost interpretat și la mine. Păi nu, așa există. Gabi, nu e nimic în principiile comuniste, etatiste care să-ți interzică dreptul de a purta armă. Ba există. Ba nu există. Asta a fost o chestie pur etatistă. Nu are legătură cu comunismul. N-ai voie să dețin nici nimic. Comunist, n-ai voie să dețin nimic. Păi și cum te invitau la arme? Nu ai voie să dețin proprietate personală. Fii atent, cum te invitau la arme dacă nu ai voie să produci cu ea. Nu ai voie să produci cu ea. Dacă tu te angajezi mercenar și iei bani după chestia asta, da, atunci n-ai voie să deții arma. Uite, era o memă din zona asta, America Latină, cred, hispanică. Apărea un hipster și zicea, uite, împotriva portului de armă și după aia jos... cheamă ridicarea la arme, știi? Da. Păi. Da. Dar probabil că altfel de arme din astea, purci, topoare. Nu cred că s-a schimbat sensibilitatea, adică hipsterimea, leftismul e mai, în timp ce comuniștii mai vechi, poate n-ar fi apucat atât de mult. Revenind la ce ziceai tu cu Friedman, că mi s-a părut că el scoți inconsecvent și nu e. El zice așa că ca să fure arma în valoare de $100 ca să oprească
furtul, să se oprească jaful a făcut asupra persoanei lui de 200 de dolari, zice că n-ar fura-o. Îi se pare greșit. Dar ar fura dispozitivul ăla care ar opri asteroidul ca să salveze milioane. Deci el păstrează același principiu pe care îl dă și mai încolo. La astea, la chestii mici, da, nu se bagă. Zice că păstrează principiul, dar la chestii foarte mari, el se bagă, zice că nu mai, n-ar mai respecta principiul. Dar obiecția mea e că el e utilitarist. Adică el doar impunează altă utilitate. Nu e utilitarist. Ba da, ba da. Nu e utilitarist. Utilitarist este ceea ce a descris el. Nici. Utilitarist e să te bagi și când profitul e unul. Alea sunt alte valori imputate, știi? El îți salvează pentru un crește. Milion. Asta poate să fie preferința Costel. Lui. Crește utilitarist. Asta zic și eu. Calculul e tot utilitarist. Ce înseamnă utilitarist? Să maximizezi utilitatea. Da. Da? Și utilitățile okay. sunt diferite. Într-un caz ești pe net cu un om, într-un caz ești pe net cu un milion de oameni. Pentru utilitatea lui Friedman, nu. Pentru utilitate. Ce înseamnă pentru utilitatea lui Friedman? Păi el n-ar face-o. De ce n-ar face-o? Stai că îi explic eu. Deci, moare un om, moare deci, trei. Costel zice așa. Friedman este utilitarist chiar dacă face distinția între 1 și 1 milion, pentru că principiul calculului de utilitate e același. Diferă doar utilitatea imputată. El zice la 1 milion mă bag, wow, dar la 1 nu, da, că e prea puțin. Nu. Da, e același lucru. El e tot utilitarist. El nu e deontologist. Nu se uită la acțiune sau la alți parametri. Nu, el tot compară niște consecințe. Asta zic eu. Nu. Că e utilitarist. Uai. Pentru că el descrie utilitarismul. E caricatura aia. Utilitarismul, nu. Utilitarismul este și el. Doar de la 10x în încolo este utilitarist. Un sistem în sine care are niște reguli puțin, interne. Nu, regulile astea interne presupun așa. E pe plus, e bun. Nu e pe plus, nu e bun. Deci pentru el nu e pe plus. Salvarea e pe oameni, plus, de... pentru că nu. El nu se pentru utilitatea pe lui. Calculul lui, da. Calculul utilitarist nu presupune calculul tău. Cum să nu? E utilitatea? Nu! Presupune, păi tu n-ai putea, tu n-ai putea niciodată să calcule. Dacă e calculul tău, deja nu mai e utilitarism, este preferința ta. E preferenționism. Utilitarism înseamnă așa, calculul utilității agregate a tuturor din lume. Ai o formă. Da. Păi stai așa că... Stai așa că el așa folosește utilitarism. Și forma Friedman în care nu te bagi la 3 și te bagi la 1 milion. Dar calculul e același. Utilitarist. Da, numai că Friedman zice... Calculul poate să fie același, principiul nu e același. Ba da, principiul e același, calculul e diferit. E așa. Da. Nu. Cum nu? Deci amândoi aveți dreptate. Pe care aia? Nu, ții atent. Deci, tu zici că Friedman zice... Așa. Am auzit o poveste în care cineva spunea că a auzit de la unul că vărul cuiva i-a povestit unuia că Friedman zicea. Să mâncăm aia cu respirație, cam aia ar mai fi, nu? Da. Și cu fotonii. Și cu lumina, da. Nu, dar să le inserăm chiar dacă mai bate în câmpii să fie... Nu le inserăm, le punem în secvență. Zi, Friedman zicea că... Sau eu zic că Friedman zice. Așa. Ai uitat? Deci mecanismul n-am... De data asta n-am uitat. Deci mecanismul e ca Costel. Mecanismul de calcul al utilității, mecanismul doar, da, este același. Ai un net pozitiv. Da. Măsurat în agregatul oarecare. Chit că-s 3 oameni sau 1 milion. Da? Tu zici, păi da, da, ăsta este preferința lui. Și dacă e preferința lui, înseamnă că el nu se uită la o utilitate mereu, în general, în societate. Asta ar fi diferența. Deci, doamne, cu Friedman nu e utilitarist pentru că nu face un calcul general mereu, ci face un calcul al lui. Dar e altă formă de utilitarism. Păi și eu să zic același lucru. Principiul e același. Poți să recunoști că e o distinție. Deci, hai să zicem un utilitarist tradițional bătut în cap, dacă salvează doi, lași omor acolo. Din ce Friedman zice, nu, eu am alt calcul, dar de la 1 milion vorbim. Uh-huh. Dar principiul e același. În timp ce Rothbard zice, nu. Nu e principiul același, asta încerc să spun. Utilitatea e diferită, principiul e același. Din cele două principii. Nu, mecanismul, stai. Dacă mecanismul e același. Primul și al doilea. Principiul 1 ar fi mereu calculat în societate, deci cum beneficiază societatea de chestia asta,
un varianta 2, cum calculez eu că e... Păi întotdeauna eu zic că chestia asta utilitarea e subiectivă. Păi normal că e subiectivă de aici. Cum calculezi net pozitiv? Da, da, utilitarea. Un milion, dacă sunt 1 milion de vaci. Exact. Omori un om pentru 1 milion de vaci? Un... Majoritatea ecologiștilor? Adică, totdeauna... Și aici vii la CO2. Da, da, vacile deci, fac metană. Exact, să vezi un miliard. Dacă avem, dacă discutăm despre ceva ce este subiectiv, eu nu cred că pretenția utilitariștilor este că este ceva subiectiv. Ma, aici. Eu cred că nu, pentru că dacă discutăm, Mises e utilitarist. Dacă discutăm orice, ceva nu există care este să cum să subiectiv, subiectiv. Da, nu exact. Are legi. E subiectiv. Nu exact. Are legi. Câți oameni, atâtea interpretări. Păi da. Da? Dacă discutăm de ceva care este subiectiv și nu are legi, nu știu cum poți să abstractizezi un curent normativ din ceva care nu are legi. Ei, asta spun că, eu zic da, că utilitariștii... Ei sunt toți de acord nu, că... Nu. Ai o majoritate care e împotriva crimei. Yeah. Ok, hai să zicem că cazul ăla cu 2 și 3, știi? Dar dacă ea 2 este o femeie care e gravidă. Ce, cum mai e măsuri? Sau dacă e maică sa. Sau dacă da. Adică, adică poți să o întorci tot timpul. Tot timpul e subiectivă treaba. Nu, nu e subiectivă. Nu e numai numărat. Ba da, utilitatea e subiectivă. Nu e subiectivă, doar ce ai complicat calculul, dar nu e subiectivă. Da, calculul e la fel. Ia, cum? Păi mi-ai dat o persoană care sunt două. Da? Mi-ai complicat calculul. Mi-ai spus, nu mai discutăm despre o persoană, ci o persoană mai are o persoană în ea. Ok, hai să zicem că ea 3 care o să moară sunt bărbați. Așa. 80 de ani. Așa. Și alea 2 care le omor tu sunt 2 femei tinere, negravide. Așa. Da, zlogodite. Nu. Le omor pe alea 2, zici că e mai utilă așa, adică decât 3, doar asta faci calculul. Sau omor pe ea 3 care sunt moși. Și tot ceea ce spui cum, tu, tot cum faci cu Titanic-ul? Tot ceea ce spui tu acum sunt motivele pentru care utilitarismul nu poate funcționa ca sistem. Da. Dar el în sine ca sistem are niște legi. Deci numai dar ăștia au o, ăștia au o pretenție că au ieșit cantitatea, cu ceva. Atât. Maximizarea. Cantități. Maximizarea utilității și în lume. Și cum? Și ei presupun așa. Care unitatea de măsură la utilitate? Că am mai vorbit noi. Da, zic că nu. Eu util. Nu util. Eu nu simpatizez. Util. Cum? Un util. Cantitatea număr de util. Oameni. Eu nu simpatizez argumentul ăsta, deși era foarte folosit de la cafenea. Și cum? Argument dat de Rodba, tot așa. Nu există utili. Ce a greșit pe acolo? Da. Că poate unul care suferă are utilitate mai nu știu cum. Ei spun așa. Preț. Eu cred că poți primi mulțumire. Nu, și el tratează problema asta. Ei spun așa. Că faptul că tu nu poți să măsori utilii în clipa de față, da? S-ar putea să fie doar o problemă trecătoare. Eu să fie o problemă de, cum să spun, de... rezoluție. Aha. Ce să cercetezi și apare util. Teoretic. Eu zic că nu teoretic. Și aici este argumentul lui Friedman. Postulez de acum. Aici este n-ai nevoie. Teoretic și aici avem argumentul lui Friedman. Este că tu poți să măsori util. Noi la masa asta am făcut argumentul că poți să măsori util. Cum? Prin piața liberă. Nu. Metoda de a agrega, stai, lasă-mă să termin. Îl face și el aici, de asta zic. Metoda de a agrega, că problema care e? Problema cu utilitarismul sunt două, da? Nu poți să măsori utilii și nu poți să-i măsori în agregat. Da? Dar avem o metodă validă de a agrega voința oamenilor, da. Piața așa. Liberă. Da, îi vezi după. Nu suntem astăzi în prostație de piață și democrația. Îi vezi după. Utilii îi vezi după. Știu. Nu poți să calculezi utili ca nu, să iei o hotărâre. Nu, dar știi că e pointul lui? În cazul acelui șerif, ăla nu poate să facă piața liberă. Dom'le, da. Nu se poate cumpa. El trebuie să ia decizia el în capul lui. Da, și el nu poate să măsoare utilii că n-are piață în capul lui. Decizia lui Friedman e că totuși noi știm ceva despre ceilalți, știi, uite, când dai exemplu cu cadou, cu nu știu ce, ok, nu există anărăcitul ăla de util, dar
îți dai seama că să moară 1 miliard de oameni e mai rău sau nu știu, e decât să moară unul. Conform principiului. Înțelegi? Chiar. Bine, adică, zici, uite, că dacă ăla se valorizează pe sine, dar în zic, general... Exemplu tare, da, cu care vin să ne încuie toți utilitariștii, da? Este așa. 6 milioane de evrei, Hitler, 1933. Da. De ce la seamănă cu asta? Adică poziția e, l-ai omorât pe Hitler? Asta e, asta e răspuns. Păi și eu o să-i încui. Ia. Yeah. 6 milioane de bărbați peste 80 de ani. Sau o femeie gravidă. Păi cine omori? Femeia gravidă. Nu-i nimica. Eu vin, și, gravidă. Eu vin și zic așa. Femeia gravidă e mama lui Hitler? Nu, dar poți alege un inocent. Nu se știe. Fii atent. Chiar dacă alegi un inocent, răspunsul utilitarist e că da, prefer să moară unul. Deci nu mi se pare că e în cui. Da. Eu zic că e în cui. Nu, nu. Nu, când, ai, când ai dilema aia cu extraterestri, că ori vă omorâm pe toți, ori omorâți un nevinovat, răspunsul utilitarist e și oameni serioși am auzit asta. Nu, eu l-am omorât pe ăla. Ca să nu mai vorbim de faptul că unii utilitariști, în funcție de dacă, în funcție de cum văd ei când începe persoana, s-ar putea ca pentru ei să fie 1 și 6 milioane. Omul nu trăiește 6 milioane de zile, dacă oamenii ăia toți 6 milioane ar muri mâine, s-ar putea tot să le dea cu plus să omoare pe femeia. Nu, dar merg pe... Faci un calcul de asta, de corporații, de man hours? Da. Merg pe simțul ăsta comun și în care n-ai nevoie. Simțul comun, nu, ideea e câtă viață furi. Utilitariștii sunt tot așa niște teoreticieni undeva, știi, dar dacă te duci în piață așa și întrebi, bă, faci chestia asta, 6 milioane de euro pentru... Ar face. Eu zic că... Păi fă, uite, hai să facem în drumul taberei. Da. De exemplu cu asteroid. Luăm poziția Rotbardiană și poziția lui David. A, nu, eu vorbeam de chestia cu Hitler și cu femeia gravidă și o... La aia lui Rotbard. La aia lui Rotbard. O să fim doar noi dacă manipulăm pe acolo, ne trecem și pe noi. Restul o să fie că da, aș lua dispozitivul. Adică chiar e un conflict și e clar că poziția lor e superioară în opoziția noastră. Problema poate e să fie... că asta nu este un principiu utilitarist, că tu ce faci este să începi să manipulezi exemplu astfel încât să testezi limitele principiului. Da? Păi și așa se face și cu principiul în agresiunii, se testează limitele principiului. Da, numai că da. Ceea ce testezi tu da. Este validitatea principiului utilitarist pur. Ăla care zice că de la ăla care zice că de la net un util în plus în agregat trebuie să iei decizi, trebuie să faci. Ăsta este principiul utilitarist pur. Și ăsta este foarte ușor să-l rupi în două. Da? L-am rupt, da. Da. Nu mi-a dat celălalt impur. Și de asta Friedman spune că el nu este utilitarist pentru că el nu aderă la acest principiu. El aderă înțeles, la altceva. Tu nu trebuie să te duci la tranzacția aia că salvezi doi și omor unul, știi? Că poate nici un utilitarist n-ar fi de acord. Trebuie să mergi la aia care e cea mai grea pentru tine, știi? Moare toată umanitatea, știi? Ce sau fură dolar. Da. M-a dat-o și mie mi se pare că răspunsul libertarian trebuie să fie, da, n-aș fura un dolar. Aolo, ce nenorocit ești. Păi de ce sunt nenorocit? Că nu sunt de acord cu furt în situații care nu se vor întâmpla niciodată? Sau ce? Da. De ce da. Sunt așa? Asta e un punct tare, da. Și văd că tu ca pragmatist, mai ești american, că ești humor, că ești nu știu ce, nu știu cât de pragmatist e humor, dar David Friedman e, mă tot freci cu exemple de-astea care nu se vor întâmpla niciodată. Hai să începem cu aia lifeboat, cu arma. Aia cu arma se va... Dar și aia e improbabilă. Mai degrabă trage ăla cu arma, știi? Deci dacă ne luăm cum sunt oamenii, știi? Mai degrabă trage ăla. Nu, e, nu dai tu de pensionarul ăla nebun, știi? Și zic, ok, nu, sunt da, de acolo. Nu e pic. În aceste scenarii care nu se vor întâmpla niciodată, ce? Costel. Ăla nu e acasă. E posibil să fie... Ai un shooter cum era ăla la biserică, da? În Statele Unite și tu să ieși din casă că ești vecin cu biserica, tu n-ai arme, dar știi că vecinul tău are, dar nu e acasă. Mare greșeală. De? Asta trebuie e arme. Asta e un caz care se poate întâmpla. Da. Vezi, de aia e natura umană căzută, da, că ți-ai uitat armele acasă. Ai ieșit fără... Nu se face chestia. Eu mă duc la ea etatist, știi? De exemplu, uite... Asta e altă greșeală. Se pare că zis, tot pe principiu utilitarist,
Mi se pare că în Suedia s-a interzis deținerea armelor de foc. Dom'le, din cauza că dacă am avea arme de foc, ar împușca ăștia când se ceartă. Escaladează conflicte. Și bagi, un caz din ăsta, cum ne bagă ei cazări. Dom'le, dar ce s-ar întâmpla dacă într-o tabără de copii ar apărea un nebun cu arma și ar împușca? Și în alții, neavând arme de foc. Poliția. Da. Poliția sau puzzle special, okay. Nu știu ce. S-a întâmplat, în realitate, da, acum câțiva ani, și au murit nu știu câți. Suplimentat numărul de până au venit polițiștii, până nu știu ce, au murit. Bine, tot în... Deci un lucru care... Același lucru s-a întâmplat în Texas și au murit, a fost rănit unul până că a fost împușcat. Da, agresor. Da, uite cât... Vreau să spun că utilitariștii care ne bagă pe gât cazuri din astea, da? Au și problemele lor, deci nu poți să zici... Cred că cea mai grea pentru ei e asta cu... Comparăm, da? Ok, ai un principiu libertarian, ai principiul utilitarist, ai un principiu utilitarist. Cine va genera comparativ mai puține victime? Utilitarist vorbind. Exact. Utilitarist vorbind. Păi, și mi se pare că tot principiul agresiv nu o să bată. Nu, el zice că e utilitarist. Păi el zice. Dar în realitate... Nu, ce demonstrez. Vorbind de un utilitarist, e Friedman. El zice, nu, în realitate și în funcționarea normală, da, eu sunt libertarian și eu nu zic să renunțăm la libertarian. Doar că în aceste situații dramatice și nu știu ce, renunțăm. Da. Și așa am și capra, am și... Asta nu, tu mă baga chestia asta cu nu, un pericol de în chestii iminente. De și el, nu e, astea nu sunt iminente? Da, păi asta zic, da. Da, ăștia utilitariștii și etatiștii bagă chestia asta, domne, hai să furăm de la toți, nu moare nimeni, nu vine asteroidul, nu ne împușcă nimeni. Azi tasăm pe toți să avem o educație sau sănătate mai... Mai nu, cred că ei modelează după... Asta nu e o chestie, dumne, o să fim proști mâine toți dacă nu plătim tasă. Ei zic că e iminentă. Hai să... Ei modelează după situația asta. Hai să facem limite. Forțat o asigurare de cutremur, cum li s-a întâmplat în Turcia. Nu tu ai dat aia. Deci ei aveau o asigurare obligatorie, o taxă de cutremur. A venit cutremurul. Și trebuia să scoată banii, să ajute acolo. Și n-au avut bani. Nu că taxa era pentru inspectorii care se asigurau că nu se va întâmpla să cadă un bloc. A, mai tare. Aia, cred că era și pentru, nu știu. Mă rog, și probabil. Chiar nu cred că, domne, taxa noastră este după ce mori. Nu se pot prezice. O să-ți plătim. Nu cred că asta era. Nu se pot prezice cu tremurile. Încă nu. Ce? Nu. Încă nu. Vezi ce poți să faci? A, să intervii. Adică pentru ce era taxa? Să previn... Pentru inspectorii care să se asigure? A, că... Și pentru a subvenționa constructorii să pună mai mult fier și mai mult beton acolo. Te asiguri pe trecut, nu? Vezi dacă s-a mai întâmplat sau... Nu, să previn... A, nu știu exact momentul, dar mai... Nu, el zice că banii erau pentru inspectorii care veneau și ziceau, mă, aici noi suntem într-o zonă seismică, ați pus 7 tone de beton... Și ăia au pus 3 și ăștia s-au uitat în altă parte. De-aia au căzut blocuri. Cred că poți anticipa, dar nu pot momentul, nu știi momentul, nu? Nu contează. Dar poți așa zice. Nu contează. Poți e să... posibil să... Nu contează, contează. Să nu se întâmplă. Dacă taxa aia, dacă banii din taxe s-ar fi dus în 7 tot tone de beton... Destui. Da? Tot n-ar fi fost destui. Ba, poți să pui tot destul n-ar fi beton fost acolo. Destui pentru că în momentul în care au instituit taxele, aveai deja construcții. Da, nu, mă refer la construcțiile care s-au făcut după ce s-a instituit taxele. Alea noi, că și era picat. Ok. Înțelegi? Păi da, dar alea poate au picat că au căzut altele peste ele. Nu, au picat singure. Le-am văzut noi pe video. Era un reportaj BBC... Spunea reclamă, ne-am făcut super, era un birou de o clădire de birouri. Super, ultimele reglementări, cea mai tare clădire, nu știu ce, băgați-vă aici, luați birouri aici. Și a doua zi era, știi? Rubble. Ce a căzut? Era din Turcia sau ce? Da. Deci, ăștia de la BBC s-au dus și au făcut reportaj pe chestia asta. Nu știu câte clădiri care înainte de cutremur se lăudau cu ei au copii. Clar, ăștia BBC. Nu, reportajul l-au dat după. Păi am înțeles, dar l-au făcut înainte. Nu,
Nu, au luat filmări. Au luat filmări cu reclamele lor care de dinainte și se lăudau cu clădirea lor. Și alea de vinul. Și au filmat după aia. Am înțeles. Deci ăia s-au lăudat de vinurile. Da. Ok, hai să vorbim și despre celelalte exemple deontologice pe care ele... Mie mi se pare că astea sunt diferite un pic. Deci el are chestiile astea de genul, zice, stai ce avea, cu fotonii... Și respiratul. Cu respiratul, da. Și cu respiratul. Și mai era ăla cu un pistol ipotetic cu multe gloanțe. E foarte interesant. Cu probabilitate. Ok, și situațiile erau așa. Am voie eu să pun un laser super puternic pe ușa casei tale? Nu, evident că nu. Dar dacă respectăm principiul, atunci când aprind un chibrițel și un foton, tu vezi că s-a aprins, înseamnă că un foton a ajuns la tine și ți-am încălcat proprietatea. Vai, nu e voie conform principiului. Ce ne facem? Nu mai aprindem nu știu ce. După aia, al doilea. Dacă CO2-ul e un poluant... Da, mă rog, eu nu-s de acord că e un poluant. Dacă nu e. Este. Nu, dar zici, chiar dacă n-ar fi, tot de respirație așa, se duce o particulă. Atunci, conform principiului, ar trebui să nu mai respire nimeni pentru că poluează și... Ce înseamnă poluant? Ca să discutăm. Nu, păi da, zi ce înseamnă poluant. Ceva care mă deranjează, care deranjează de proprietă. Păi da. Poate să fie un foton, CO2, poate să fie oxigen. Nu vreau așa de mult oxigen. Da. Ok, pune problema în termeni care să nu fie subiectivi. Ce înseamnă un poluant? Găsește o definiție care să nu fie subiectivă. Ceva care mă deranjează presupune intervenția ta subiectivă. Păi eu vreau să discut despre cazul subiectiv. Asta... Păi nu, pentru că Rothbard și viziunea libertariană rothbardiană nu e subiectivă, e deontologică. Păi bun, dar tot e vorba de e vorba de încălcarea drepturilor de proprietate. Da. Da. Ok, bun, stai. Numai puțin. Deci, ce zice principiul? Zice, eu am dreptul pe proprietatea mea să nu îmi vină, să nu fie puse particule. Ce particule? Care orice nu particulă. Exact. Orice particulă. Orice nu vreau eu. Da. Poți să fii și bac. Poți să fii și bac dacă te enervează. Da. Și ai un vecin care ascultă. Deci e obiectivă treaba. A intrat o particulă de oxigen pe proprietatea mea. Și el nu zice, vai, cum, corect, cum particule sau unde? Particule sau unde? Da. Așa. Mă rog, modificări ale proprietății mele. Da. Cumva. Da. Că poate să fie și alte chestii. Nu știu, prin magie. Ok, și el zice, vai, dacă o să fie încălcate chestiile astea, nu ne mai înțelegem, deci principiul nu e bun. Mm-hmm. Aici eu iar o să vin și o să zic, da, principiul este foarte bun. Dacă ai un nebun care zice să nu mi ajungă niciun foton, aia e. Omul nebun are dreptul să... Nu înțelegi. Stai. Nu înțelegi, omul nebun are dreptul. În clipa în care vorbești la nivelul ăsta, tu nu mai discuți de principii. Principiul în sine este ceva ce poți să îl enunți și să stea de capul lui. Dacă tu începi să-mi discuți despre ce gândește un nebun sau ce nu gândește un nebun, nu mai vorbești de principii, vorbești de altceva. Ideea că îl încalci, Alexandru, asta e. Îl încalci. Păi da, îl încalci principii. Nu ai voie să... Noi principiul non-agresiunii e atât de bun încât nu apare anomaliile astea. Ori Friedman vine și zice, nu frate, dacă merge pe principiul non-agresiunii, trebuie să nu mai respirăm. Ăsta e argument. Și tu trebuie să cauți o soluție. Uite, o soluție uite, pe care o dă Rothbard e că nu interferează. Stai să te întreb ceva, că se leagă cu ce ne-am discutat așa din aur. Deci voi ziceți, un principiu trebuie să-ți rezolve. Un principiu, accepțiunea minții mele, este un set de valori, de idei înlănțuite, care trebuie să fie coerente. Dar ele fizic nu rezolvă nimic. Oamenii trebuie să acționeze baza principiului. Mă rog, îți normează niște acțiuni, că nici el nu e așa de capul lui. Păi da, numai e formulat de niște oameni, nu asta era problema. Da. Problema e că el nu e suficient. Nu trebuie să normeze... Nu, dar mi se pare deci că el zice că nu e acceptabil fizic că mi-a intrat fotonul. Păi da, nu e acceptabil. Exact. Aici sunt două soluții. Una e să zici că e corectă interpretarea lui și eu tind să simpatizez că e corectă în sensul că dacă vine fotonul ăla... Da. Ne-a întrebat eu agresiune. Răspunsul lui Rothbard e că nu e interferență.
Nu e interlocutor. Dar știu, dar să cred că n-are dreptate. Exact. Cine? Rothbard? N-are. Da, n-are. E corect interpretarea lui Freeman, da, pe diagnoză, știi? Da. Păi e o agresiune dacă eu nu vreau chestia. Da, dar ia fii atent că fotonul poți să-l măsori pe când CO2-ul, dacă eu nu pot să vin la tine și să zic nu mai respira, că tu sigur ajunge CO2-ul tău și la mine și eu nu vreau. Nu contează, îl captez, poți să-l captez. Nu, 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 tocmai. Nu, la CO2 într-adevăr. Povara dovedirii agresiunii este pe cel care se plânge. Da, deci da. Eu dar trebuie să zic, poate faci. Ia uite, am prins acest CO2. De ce nu poate? Și ăsta e de la Costel. Nu știu că CO2-ul care mai e la mine, de la tine sau de la Valin sau de la un japonez. Nu știu, cred. Nu, dar poți să-l urmărești. Cum? Păi CO2 e CO2, n-are miros, n-are... Păi stau cu captor, îl captez din clipa în care iese la tine de dură, înțelegi, îl captez, da, și pun și îl trecuiesc și văd când trece pe proprietatea mea. Ok, nu știu cum... Deci nu știu. Stau cu undă, lasă-l pe el, nu contează cum o molezi. Nu pună de CO2? Da. Da, se poate de nu, 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 nu se poate. Este o problemă. Dacă nu se poate astăzi, se e o problemă doar okay, tehnologică. Se va putea, ok. Dar deocamdată nu se poate. Dar ideea este că în clipa în care... Ziceți că principiul nu se rezolvă. În clipa în care iarăși tu te duci la trebuie să dovedești că... Iarăși nu mai discuți despre principiu, discuți despre limitele... despre limitele tehnologice ale aplicării lui. Nu vorbești despre principiu. Dacă eu e aceeași poveste pe care am mai dat-o Costel altă dată. Dacă atunci când eu nu sunt acasă, da, intră Costel și intră, intră Costel la mine în casă, dar nu modifică nimic și nu poți să mături cu orice chestie, da, și fizic n-a lăsat nicio urmă. Absolut, da? Să zicem nimic. Absolut, da. S-a produs o încălcare a proprietății mele sau da sau nu? Da. De da. Ce? Nu pot să o dovedesc. Am spus, fizic nu există nicio doar urmă, principia. N-aș putea să o da. Dovedesc. E da? Doar principial, da. Ok, deci aplică același standard de evidence și la discuția cu fotonul și la discuția cu carbonul și la discuția cu CO2. Tu zici, hai să admite că se poate, nu? Da, să admite că se poate. Da, da. Păi și ce răspunsul care e? Păi, cum răspunzi? Asta e întrebarea. Că faultul e mare pe care îl dă. La două chestii m-am gândit. Una ar fi... care să încep. Nu ar fi că respirația nu e o acțiune. Dacă nu e o acțiune, nu pot fi tras la răspundere. Dacă e o chestie vegetativă, instinctuală, eu nu sunt responsabil. Așa. Da, nu trebuie să mai interzic. Dar la fotonie? Respirația. Mă rog, așa. Nu, și dacă suflu spre tine, e acțiune. Dar dacă eu respir... La chibrită, dar e o acțiune. Da, la fotonie este. Sau e și acolo chestie vegetativă. Nu, emiți. La foton nu e. Dar uite, am rezolvat respirația, că părea mai grea decât fotonii. Dacă e convingătoare. A doua ar fi inspirată de valida aia cu reacția disproporționată. Chiar dacă admit că sunt un agresor, nu putem să interzicem respirația pentru că îmi dă o pedeapsă disproporțională. Mă omori, adică. Nu, da, îmi dă 5 euro, știi să... Și aia s-ar putea tot să fie disproporționată. 5 euro pentru respiratul tot restul vieții. Probabil. Eu am o altă intuiție, dar recunosc că nu i-am găsit încă o formalizare ca lumea, că există o limită fizică a agresiunii pe care n-am găsit-o. Că principiul non-agresiunii spune de fapt nu agresa, ci că toate chestiile astea nu ar reprezenta de fapt o agresiune. Rotar zice că nu sunt. Da, dar nici el nu spune de ce, știi? Care-i limita, da. El zice că nu interferează, nu te deranjează. Da, dar asta duce la partea, la codificarea subiectivă a agresiunii. Da. De aia zic are dreptate Friedman. Eu am zis că ar trebui să fie ceva fizic ca să rezolve problema, știi? E pe tine molecula, știi? Care dreptate Friedman, că e pe proprietatea ta fără consimțământ. Da, asta zic eu. Zice că ar trebui să fie ceva măsurabil fizic. Ce? Agresiune ce? În sine. Vreau să zic, cum ziceai tu, că Rothbard spune, domne, agresiunea, anumite chestii nu sunt agresiune și dacă ai o lanternă, ai doar o lumină mică înspre proprietatea cuiva, nu interferează. Nu, mărești, de la un moment dat dar el acceptă chestia. Trebuie să spui care e limita aia, știi?
stop, că de acolo e ingresul. Asta e soluția mea, convențională. Adică, deci, adică prin arbitraj... Normele comunității, știi? Normele comunități. Dacă îți benotează aia... Ba chiar mai avem, mai avem exemplu ăla... Ajunge laser și îi arăți, arde ușa pe acolo. Ce... Nu, dar stai că mai e o chestie mai subiectivă. Și asta a zis-o Tudor mai de mult. Deci tu poți să ai o lanternă mică, dar să faci niște lucruri enervante cu ea, nu știu, să faci un stroboscop, o chestie, deci lumina nu e puternică, dar e complet enervantă, pleacă cu prostia asta de aici, știi, cum sunt niște reclame la farmacii de multe ori, clipesc ca toți dragi. Hai cu aia, nu știu, mai aveți ceva pe asta? Da, era, următoarea aia tare era probabilitățile, da, exact. Da, și exemplu era așa, dacă ai un pistol cu șase camere și bagi un ăla și îl îndrept spre tine. E în regulă, te pun în pericol. Dar dacă virtual el are un milion de camere și bagă un singur glonț și îl învârt, și probabilitatea e mult mai mică să fii împușcat, dar tot pare că e o... Te supun unui risc. Care e limita de risc la care am voie să... Friedman e că ok, dacă ai interzice asta când are camere, multe milioane de camere, deci că probabilitatea la asta cu milioane de camere e mai mare decât aia cu avionul să scadă pe casă. Da, că zice și ideea e de aia, ce? Da. De ce faci asta? Eu așa am înțeles. De ce nu aplici? Da, de ce nu ai interpretare omogenă? Deși probabilitatea la ăsta, ruleta rusească, ți-am zis, poate să fie mai mică. Știi? E mult mai probabil să scadă un avion pe casă. De ce nu interzici avionul? O să zicem că măsori cumva multe variabile și produci niște probabilități. De câte ori s-au stricat, nu știu, mai ce piese, tipuri, da. Deonto, n-are legătură dacă e mai mare sau mai mică probabilitatea. Ideea e că deontologic nu ai voie să expui pe altcineva la un risc față de care nu a consimțit să fie expus. Exact. Indiferent cât de mic e. Ăsta e argumentul. Deci tu, dacă ai cu Russian roulette, da, ai una din 6 sau unul din 5, depinzând de revolver, șanse să scapi. Nu, scuză-mă, șanse să mori. Șanse să mori. Și opusul, 5 din 6, opusul, respectiv 4 din 5, să scapi. Da? Okay. De exemplu, ca să întoarcem povestea la COVID, distracție de genul ăsta, că același argument a fost folosit, da? Inițial se vorbea de, deci inițial vorbesc, se vorbea de contagiune 100% și cu mortalitate 80%. Inițial. După aia au revizuit-o în 20%. Ca să semene așa dintr-o dată cu un fel de ruletă rusească. Știi, dar inițial era, ai de capul meu. Deci cât era mortalitatea? Inițial, când a început, estimată la 80%. Și aia care era? 20. După aia dar ce era aceea cealaltă? De ce era mortalitate și mai început? Contagiune. Deci tu intri în contact cu o persoană, l-ai luat sigur. Și nu era adevărat. Și evident că n-a. S-a demonstrat că nu e adevărat. Dar vorbesc de... premisele inițiale cu care au plecat la drum. Și tu asta zici că e? Dacă e amenințare sau nu? Nu, dar asta zic că în mentalul colectiv o șansă din 5 să crăpi o asemenea cu ruleta rusească și automat nu este acceptabil. Eu amenin. Să te propună cineva voluntar pentru ruleta rusească. Nu, misa lui Friedman, care ar fi? Deontologic vorbind, și dacă scazi șansele, da, de la una din 5 la una dintr-un milion, tot nu e acceptabil să te, pentru că principiul e, nu e acceptabil să expui pe cineva la un risc oricât față de care n-a consimțit. Eu așa am înțeles că problema noastră e că nu suntem coerenți. Da, asta e problema. Da, vedem mie. Pentru că atunci când, exact asta e problema, pentru că atunci când decolezi cu avionul, îi expui pe toți aia din jur la un risc. Friedman spune așa, ar trebui să le cer permisiunea să decolezi. Asta e punctul pe care și dar nu le-o ceri. Tuturor celor pe care îi expui la un risc. Asta e partea inconsecventă. Principiul este că nu ai voie să expui oameni la riscuri la care n-au consimțit și atunci când decolezi cu avionul, expui oameni la riscuri la care n-au consimțit.
Și libertarian vorbind, nu interzicem aeroporturile. Și ce ar fi izolat bazul ăsta cu ruleta rusească? Ianis Naiu. La avioane, sigur. Nu știu să fie vorbit de Putin exemplu Putin is confirmed. Nu, la cum gândește. Stați un pic. Deci, până vă gândiți, o să o schimb un pic. Când vorbești de probabilități violente din astea de accidente, tralala, și expunere la riscuri, mi se pare că cel mai evident ai expunere la riscuri și probabilități în traficul de mașini, de auto. Corect. Și atunci în traficul de mașini îl rezolv foarte ușor conform principiului, pentru că pe proprietatea mea nu o să meargă mașini altfel decât vreau eu. Da, dacă nu ești expus fără să vrei, în exemplu cu avionul, ești expus fără să vrei. Dar cu arma e deja o agresiune, nici nu discutăm. Este? La mașini este? Tu ești expus? Este, da. Dar arbitrajul o să zică... Este un risc să te omor, unul la un milion. Păi și dacă probabilitatea mai mică decât, nu știu, să te omoare un vecin bețivan. Păi asta e problema, că nu ai probabilități. De ce n-ai? Ideea este că atunci când pui pistolul spre tine, eu fac o acțiune. Da. Bețivanul ăla încă n-a făcut nu face nicio acțiune spre tine. El, zicem, e doar bețivan. Da, poți țesima, nu știu, poate e mai mare. Nu, da, uite, păi da, dar poți. De ce nu bași bețivanul? Poți estima pe lângă proprietatea ta, trece un drum. Da? Tu ai proprietatea ta, pe acolo trece un drum. Proprietatea altuia. Ăla proprietar, care e proprietatea altuia. Da? Proprietarul drumului zice, da, vă las să conduce și beți. E drumul meu, fac ce vreau. Da. Lumea care merge pe drum își asumă. Da. Că da, vă las să conduce și beți. Da? Dar ăla poate intră la tine. Și acum vine live boat situation-ul, că atunci când el îi permite bețivilor să conducă pe acolo, te-ai expus riscului să-ți ajungă să-ți treacă un camion prin sufragerie. Păi și e o chestie interzisă? Păi este, nu? Asta e problema. That's the point. Păi ce, e amenințare iminentă? Este, nu? Poate fi? Nu e iminentă, teoretic. Deci nu, mai degrabă. Teoretic. Deci la rulata rusească... Teoretic spui că nu e ok să interzici. Dar practic ce faci? Pentru că... La ruleta ești și vizat tu direct. Da, deci e mică probabilitatea. Dacă e mică probabilitatea. Nici nu discut. Dar nu mă interesează, probabilitatea aia e de ajuns, dar e direct spre tine ca individ. Păi când astelalte... Deci la avion de ce atunci nu? Că asta mi se pare că vrea Pitman. De ce nu interzici la avion și interzici? Păi la avion nu e. A, nu e nici la avion? Sau? Adică interzici la avion? Sau nu interzici? Așa ar trebui, dar știi că în mentalul colectiv intervine următoarea chestie. Dom'le, pistolul când îl îndrept nu face nicio... Da, dar e contraintuitiv. Utilitate publică. Pe când avionul, domne, transportă oameni, e o chestie bună, dacă se întâmplă. Nu, eu zic da, că cu pistolul e intuitiv, e că e ca la umor, știi, te duci pe așteptare. Așteptarea ta e că dacă unul duce pistolul, e risc iminent, știi, amenințare iminentă. Ori el zice, păi nu, că are 5 milioane de camere, nu e nicio iminență, știi? Ăsta cred că e trucul. Ba, e iminentă, poate fi iminentă. Asta e ideea. Care e iminentă că tu nu poți, să convertești, tu nu poți să convertești probabilitatea în fapt. Asta e ideea. Cum nu? Nu poți. Discuția cred că ar fi mai degrabă dacă e ca la logică, dar e mai mare decât zero, da. Deci, plecați acasă. E foarte mică, ți-am zis, de ce îl lași pe bețivan, de ce îl lași avioanele, știi? Ideea e că dacă asta are o probabilitate mai mică... Păi pentru că acționează el. Păi și el acționează. Nu e o probabilitate seacă. Tu pedepsești intenția, pedepsești, când vorbim de iminență, pedepsești... Nu. Așa și la COVID, dacă unul stă lângă tine și nu face intenționat, e un risc iminent. Și noi ne uităm dacă e un... Obiectiv e un risc. Mă rog, obiectiv. Subiectivitatea obiectivității. Zici când zici că pedepsești acțiunea, poziția mea... whatever, personală, este că acțiunea în cazul armei este că le expui la... Păi la ce le expui? La că e mai mică probabilitatea decât la raza ta, la raza de acțiune. Să dă mai încolo, nu e asta problema. Păi dacă îți dă mai încolo, nu te mai împușcă, asta e ideea. Îl expui. Ideea este așa, că îl expui la risc fără consimțământul lui. Asta e problema. Păi da, uite, tu vorbeai de obiectiv, care e... Obiectivul nu e așa de mare.
Sunt un milion de țevi. Da, de asta dar e foarte greu să ne imaginăm. Deci e șansa să, dar, să treacă o cămilă prin urechile acului. Dar mi-ai modificat. Dar mi-ai modificat principiul. Șansele în clipa în care... Nu, principiul e același. Vorbim de amenințare iminentă. Amenințare iminentă, ăsta e principiul. Amenințare iminentă e agresiune. Acum noi încercăm să vedem. E o amenințare iminentă? Nu, nu e asta. Nu ăsta e principiul. E cu expunerea la risc. Risc mic. Principiul expunerea este la risc mic, că te-am expus la un risc fără consimțământul tău. Orice risc, că citește Rogozanu, Capitalul, poate fi un risc. Deci se creează un lanț causal care poate să ducă mai rău decât... Da. Deci un pistol cu un milion de camere să fie pistol cu caps. Dar și aici aduce el poate argumentul mai sus, ca să fie și mai clar. Dacă eu sunt un țintaș excelent și într-o zi de vară încep să împuși cu gloanțe muștele care bâzie pe lângă capul tău. Da, nu mă țințar cu jocare. Nu, iminența agresiunii. Nu e nicio agresiune. Intenția, eu sunt un țintaș excelent, intenția mea este să împuși cu muște și să impresionez gagici. Da, deci să nu le expui la rază de acțiune. Nu, obiectiv e... Trebuie să nu le expui la rază de acțiune, îmi pare rău. Obiectiv probabilistic e, trece pe lângă tine, știi, în timp ce ăla cu un milion... Păi nu e, că deja gata, ai mutat discuția pe probabilistic, pe nu știu ce. Păi nu e asta discuția. Despre niște probabilități, despre când ceva e o amenințare. Uite, la păi nu e o amenințare, dacă eu am control... Avionul e amenințare? Asta. Nu e asta discuția, dacă eu am un control excelent, da? Păi da, trebuie să eviți accidente. Controlul tău excelent este absolut. Dacă eu am un control excelent și țintesc muște, da? Nu te-am amenințat. Nu am niciun fel de intenție ostilă asupra vieții tale, părului tău și ce mai vrei să spun, da? Eu împușc muște ca să impresionez gagici. Da. Ok. Da? Muștele alea bâzie pentru că e o zi de vară pe lângă capul tău. Nu e probabilitate. Nu am intenție nu am intenție agresivă. A, tu zici că intenția contează. Și nu e nicio iminență pentru că am control. Poate greșești. Da, da. Și... Asta este riscul la care te expun fără consimțământul tău. Asta e problema. Înțelegi? Pentru că poate greșești, poate se nimerește, poate se nimerește să fie glonțul pe țeava asta decât pe celelalte 999.000 de țevi. Poate asta e ziua în care cade avionul. Deci la avion... el dă exemplu ăsta cu muștele, parcă, nu? Da. Nu m-am gândit atunci. Ideea e că dacă ai fi un țintaj bun, e foarte mic riscul, e zero. Da, trebuie să ai consimțământul vostru. Problema este că te expun la un risc fără consimțământul tău. O lansează și... Da, el zice, astea sunt niște probleme, mai are o problemă... Deci de ce ar fi o problemă? Care ar fi... Aceeași problemă ca și avionul. Este avionul nu vrea să interpreze casa ta, coerciție. Dar există un risc. Asta este ceea ce spune el, reprezintă coerciție. Ți-am impus un risc. Ți-am impus asumarea unui risc pe care tu nu ți-ai dorit să ți-l impui. Bine, ți-am impus-o. A fost decizia mea, 100%. Riscul e al tău. Zice tot convențional. O rezolvare lașă, exact, este că ai putea să zici, să așteptăm să se plângă cineva. Adică dacă eu îndrept un pistol spre tine, tu poți să te plângi imediat și ai și o dovadă. Ai spus pistolul, cu avionul... Nu, în primul rând că nu o să plângă nimeni, dacă se plânge unul o să zică, bine, o luăm mai așa. Zic că n-ar trece nici aia cu ruleta rusească, n-ar trece, adică lumea asociază intuitiv, chiar dacă are 5 miliarde, nu, frate, cel să nu-l țină spre mine. Știi? Da. Deși asta ar putea fi, că ai putea accepta, domnule, dacă e atât de mică probabilitatea, nu știu. Da, numai că e de la om la om, o să fie subiectivă. Da, unii o să accepte, unii parte, nu poți să faci un principiu. E și o parte obiectivă în subiectivitatea asta. Tu când estimezi, nu știu, va crește România, nu știu cât, ai o bază, știi? Chiar dacă aprecierea e subiectivă. Știi? Mm-hmm. E ceva, știi? La fel și aici. E ceva care, despre care spui că e un risc sau nu e mare lucru. Da, dar din păcate la unii nu e nimic. Deci cum a rămas? Se pare că, nu, uite, hai să cred hai că să se bage cu cheia cu asigurările. Deci și avioanele și mașinile și ăla cu drumul cu bețivanii care trec cu mașina pe drum pur și simplu vor plăti o asigurare de despăgubire în caz că
Cam asta da, e. Da, asta este argumentul pe care îl făceam eu cu ecologia aia în care nu da, tăiați da, pădurea ca să scurge dealul. Da, da, să asta, asigurare mare. Zis, asta nu e o rezolvare la principiu. Eu aș zice, hai să căutăm un pic altfel, să vedem ce ne spune. Nu, eu te expun pe tine unui risc. Da. Dar asta e o agresiune? Nu, asta nu. Da, este o agresiune. Este o agresiune. Să-l explic. Păi n-ai voie. Așa am rezolvat. În principiu e că n-ai voie și atunci nu mai avem avioane. Nu vorbim nici de avem avioane. Și eu vin la tine și zic, vrei să te expun unui risc? Să-mi dai comisionamentul? Nu mai agresiv. Uite. Nu mai agresiv. Da, pe nume agresiv. El ți-a dat. Da. Păi da, și zic, cât vrei? Așa. Aș vrea 5.000 de euro pe an. Ok, și nu ne înțelegem. Nu, Gabi, noi vorbim de okay, situații în care nu avem acord. Într-adevăr, nu mai treci cu avionul pe acolo. Gabi, noi okay, discutăm. Ok, nu, stai că în felul ăsta rezolvă Gabi problema. Da. Nu, și eu zic că să faci dezacord, nu rezolvă. Nu poți să faci. Nu treci avionul. Păi da, noi pe alea le discutăm. Păi da, alea... În care cade la pace, în care nu cad la pace, în care ăla crede că nu e ok să incriminezi ruleta rusească și unul crede că e ok. Cine are dreptate? De ce are dreptate? Păi, conform principiului, că... ăla care zice că e ok să o incriminezi. Da. Așa zic și eu. La chestia asta cu probabilitățile, eu zic că se poate. Și la avion cum era? Că și acolo trebuie interzis? Sau? Și acolo, da. Deci nu mai circulă avioane? Ba nu, circulă. Doar prin zonă. Nu prin oraș. Nu prin oraș. Circulă acolo unde lumea e de acord să circulă. Nu, dar ai rezolvări din astea la risc. În realitate. Problema pe care o avem este alta. Problema pe care o avem este alta. În clipa în care proprietatea ta, deținerea proprietății tale sau folosirea proprietății tale generează riscuri chiar semnificativ de mici pentru alții, da? Îți mai sunt ție respectate drepturile de proprietate dacă ăia ceilalți toți poate să decidă ce-ți faci tu cu proprietatea ta? Dacă îi expui la un risc. Păi, ou și găina. Ei nu decid. Ei nu decid ce să faci cu proprietatea ta. Ei decid cum să se apere de riscuri. Da. Din nou, ou și găina. Poți să n-ai consens. El nu e de acord cu... Și asta poți să-i reproșești și lui Rodba. Decide comunitatea. Dar de ce? Păi de ce? Comunitatea poate să decide și eu să zic că nu. Fotonii aia sunt agresiune. Și comunitatea să decide că nu. Da, în nivelul ăla. Sau de decibel, știi? Da, da. Și eu sunt mai sensibil. Nu. Pentru mine e agresiune. Nu, dar eu zic altfel, dacă nu pot, dacă eu n-am voie să ascult muzică la mine în casă decât cu căști, pentru că altfel poate ajung vibrațiile la vecini. Da, uite, da? Asta e un lucru care mai sunt la mine în casă? Da. Da. Adică mai e proprietatea mea, mai e muzica mea? Da, vecinul. Ești. De vecinul n-are voie să intre în casă la căștile tale. Asta e... De obicei contraargumentul care se aduce pe partea asta cu riscuri și cu costuri infime. Că nu e doar faptul că e o situație care naște ridicol. Dar și dacă o accepti, asta e problema. Și dacă o accepti așa ridicolă cum e și spui nu, că poate libertarianismul e o situație mai contraintuitivă. Păi da. Dar tu ești tare cu drepturile de proprietate și cu dreptul de a dispune de proprietatea ta și că e a ta și că excluzi pe ceilalți de la proprietatea ta. Da, nu? Asta e proprietate. Da, da. Unul dintre drepturi e excludere. Și? Păi, sunt regulile. Păi asta zic, avionul ăla mai e proprietatea ta dacă toți ăilalți, dacă preferințele lor nu poți să le excluzi din dreptul tău de a-l folosi cum vrea mușchiul tău? Păi asta e libertarianism. Pierdem. Tu îți cumperi o casă într-un sat și în satul ăla cocoșii cântă. Te deranjează. Și zici că este o încălcare a dreptului tău de proprietate. Nu este. Pentru că acolo regulile sunt, da? Când ți-ai cumpărat casa, ai cumpărat-o cu zgomotul ăla. Dacă ai semnat pe el. Păi o să ți se dea să semnezi. Dacă n-ai semnat pe el, îți vei ridica problema. Păi ridici problema și te gândești ce o să facă un arbitru privat. S-a ridicat problema asta în Franța. În clipa în care discutăm, da, știu că am mai adus discuție. În clipa în care discutăm despre ce ar face un arbitru privat, nu mai discutăm despre principiu. Ba nu. Atacul e la principiu, nu e la principiu. Păi da, soluția lui vine pe principiu. Pe principiu vine pe principiu, știi.
Dar ideea e că dacă... Îți dai cu simțământul când... Gabi, e foarte puțin plauzibil să semnezi cu găina, știi? Nu, nu cu vecinii semnezi. Cu găina. Deci puneai găina în contract? Nu cred. Mai degrabă nu, te trezești... Ba nu. Nu. Că era cocoș, nu era găină. Te trezești și eu zic că tu ai avea dreptate, pentru că n-ai semnat. E o agresiune, vine și te sunete. Nu. Deci, am menționat chestia zic asta. Zic că ea nu strică. Atunci când dacă strică în contract, da. Deci, da. Acum nu se trec pentru că lucrurile se iau așa de bune, dar când o să fie o asociație de proprietari, îți vine un draft de 40 de pagini. Aia, na, nu cred. Inițial, o să fie un cadru. Ai, o să fie un cadru. Când te-ai dus la un... Cred că libertarii nu vor fi atât de să pun. Ba, eu zic că o să fie. Cred că o să ai 2-3 anomalii unde într-adevăr se gândesc. Hai să zic altfel, în Elveția există chestii, există dragostea asta pentru contracte și se fac contracte între vecini, de bună vecinătate. Wow. Se apuc, roman. Se apucă să, și este dita mai romanul. Da. În clipa în care cumperi o proprietate, bine, o cumperi cu toate obligațiile respective. Da, dar poți să înțelegi și faptul că... Este asta, sperie pe multă lume la o primă vedere. Da. O să fie contract mic și o să zică... Da, da, îți oferă o soluție. Intră în, în standardul de bună vecinătate al satelor tradiționale românești. Și te duci acolo dacă vrei detalii, contractul e mic. Da. Și dacă vrei toată polilogia de... Ce înseamnă tradițional? Tradițional românesc. Da. Te duci la o din aia de 7000 de pagini. Exact, exact. Dacă chiar vrei să vezi nu, ce înseamnă. Aici nu poți să aperi doar pe... non-agresiune, ci trebuie să folosești celălalt picior al scaunului dacic. Că apropierea. Aici, ca fabrica lui Rothbard apropria inițial, ăștia s-au apropiat gălăgia de cocoș. Da. Ok, și aici ajungem la unul dintre ultimele lucruri la care nu le-am, pe care nu le-am discutat la Friedman, care e o problemă și cu apropierea. Da, are probleme. Aoleu, are probleme și probleme. Da, da. El zice că și asta e o problemă pe care mai mulți o au de altfel, dar unde pot eu să îi dau puțin la joale este că face un strawman aici. El zice că, da, el echivalează cu, spune așa, da, teoria apropierii de la John Locke. Îți apropiezi pământul pentru că îți amestecă, lucrezi. Da, îți amestești munca cu el. Mm-hmm. Da, de acord, zice, dar nu există niciun, nu există niciun principiu pentru care chestia asta îți dă drept asupra pământului respectiv. Păi nu ai, adică el zice că dacă tu normat, dar poți să-l deduci logic după mine, pentru că cine altcineva să folosească, de exemplu, lucrul ăla. Zice el, dacă tu înainte te plimbai pe acolo, deci n-ai amestecat munca, da, ta în acel pământ, te plimbai, da, și pe aia vine unul, îl muncește și amestecă, mm-hmm, și devine proprietate. Tu nu mai poți să te plimbi după aia. Deci, și acum ce zice că în vrei să zic eu cu dreptul de acces? Nu o să zic. În perspectiva cărui principiu, în perspectiva cărui principiu, tu pierzi dreptul ăla de a te plimba. Asta e ideea. Asta e ideea. Nu știu, îl pierzi? Nu e evident că îl pierzi. Conform apropierii îl pierzi. Nu poți să pui plimbarea sau zici că nu e muncă. E doar plimbare. Nu e doar plimbare. Păi dacă munceai cu capul în timpul ăla, da, te gândeai? Nu, este, nu te-ai amestecat-o. Te plimbai, trebuie să-ți amesteci gândurile cu pământ. Cum? Când ai călcat pe pământ, nu s-a bătătorit? Nu s-a bătătorit. Nu s-a bătătorit, ok, dacă nu s-a bătătorit. Nu, mă gândesc dacă ai putut-o asimila. Cred că noi am mai avut discuții și tendința era să zicem că da, știi? Am avut discuția cu da, dacă te-ai oierii plimbat, care se plimbau pe acolo, păi, în transformanță, da, 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 care acum nu mai pot să treacă. Și am vorbit de faptul că nici ei nu apropiau nimic acolo, ci doar consumau. În urmare, nu devin proprietari. Asta a fost concluzia la care am ajuns cu oierii. E proculegător ăsta. E antivânător și proculegător. Da, vă aduceți aminte. Da, exact. Vă aduceți aminte. Nici cu legători. Dacă doar culegeau. Da, doar cu legători. Trebuie să plivești ceva. E pro-agricultor. Da. Stai puțin. Da, vă aduceți aminte situația aia cu urșii. Deci unii aveau în America, zilelor noastre, aveau dreptul să urmărească, să vâneze niște urși. Proprietatea
într-o zonă întreagă, pe diverse proprietăți. Era dreptul lor să vâneze urși. Puteau să intre, să-i urmărească, să-i vâneze. O problemă a apărut în situația de în zilele noastre, că ăștia foloseau o tehnologie ca să-și urmărească câinii prin GPS și câinii urmăreau ursul și practic nu era ca pe vremuri. Da? Deci nu alergau ei după urși, chit că împreună cu câinii. Și deci, proprietarul a văzut niște oameni. A zis, ce-i cu voi aici? Păi urmărim urși. Cum urmăriți urși? Cu câinii. Unde-s câinii? Unde-s urși? Ei erau singuri pe șosea cu mașina. Și zice, nu e în regulă chestia asta. Deci dacă urmăriți tradițional, cum s-a născut dreptul, ok, urmăriți urși. N-am nimic de zis. Dar voi faceți o ciudățenie. Bine, asta era și un pic ecologist așa cu zootehnist. De ce? Că la cât de proaste sunt aplicațiile astea, poate și acolo e o aventură. Știi? Nu, că i-a găsit până la urmă. Dacă mergi pe inteligența artificială. Și deci proprietarul ăla zicea că da, și ideea ar fi nu respectă condițiile inițiale. Da, de acordare ale dreptului. Da, și condițiile inițiale erau că ei aveau un drept de vânătoare, în fine, e o formă de drept de acces. Acolo ei nu erau proprietari. Asta este. Așa. Păi nu, că m-am mai gândit și eu. Și până era colectiv. De ce au drept? Era proprietate colectivă, nu? Asta nu era colectivă, era un proprietar. Gheorghe. Dar, apropo de, a venit în comunitate acolo și a cumpărat, el era din California, că de aia apăra el urși, mă rog. Și ăștia aveau dreptul. Deci el știa că ăștia au dreptul. Dar avea o problemă cu modul nivelul de tehnologie, tralala. Bine, asta e o poveste un pic absurdă, complicat. Pentru că teoretic dreptul de a urmări dreptul de a urmări ursul e tot o aberație dată de stat. Știi? Nu e un drept efectiv. Ok, ai ursul și bun, ce vrei să faci cu el? Poți să-l împuști? Ei nu, că e exact ca transhumanța. Nu e exact ca transhumanța. Pentru că dreptul ăla lor era codificat de ceva statal. Ah, ok. Știi, etatic. Păi și dacă îl codificau privat? Dacă îl codificau privat într-un contract pe care ăsta era forțat să-l respecte, atunci... Înțelegi ce vreau să zic? Da. Adică poți să ai într-o comunitate atunci, o cartă în care, măi, noi vânăm pe aici. Atunci ăsta era un lucru. Dar nu poți să zici, domne, deci, dacă la început vânai ursul cu arcul și acum cu pușca, nu mai dau voie cu pușca. Era un motiv. Dar nu scria înainte. Dar e un motiv să iei, să duci obiecția asta sau aduci contractului, în sensul că tu poți să spui, uite, tu n-ai respectat termenii contractului. De ce? Că termenii contractului spun urmărim ursul. Și tu spui, păi dar nu-l urmărești, că tu poți să-l urmărești și de la tine, adică poți să efectuezi asta, adică litera, cum să spun, spiritul contractului este că tu trebuie să intri ca să-l vezi cu ochii atunci când s-a dat, că așa puteai să numai dacă așa nu era scris, puteai într-adevăr să-l urmărești, da? Adică era necesară. Acum ai tehnologie, poți să-l urmărești de la tine, dacă să ieși în față, în altă parte, nu mai e nevoie să... Și poți să spui că tu nu mai respecti sau contractul poate să devină nul și neavenit, cum spune, și deci se duci, e motiv să se rejudece contractul, adică e motiv de dispută contractuală. Dar asta e chestie care nu prea legă cu principiul, e chestie între părți și se duc la un judecător. Da. Cade în afara unui principiu după aia, da. Bine, deci voi ziceți că oamenii ăștia cu transhumanța n-are treabă cu apropierea, asta era ideea. I-au făcut ceva cu terenurile alea, înainte să le cultive cineva. Deci ei veneau și mâncau mioarele, iarbă, nu știu ce. Da, dar viziunea lui Locke, cum am spus, e pro-agricultor, nu pro-vânător sau culegător. E pro-agricultor. Poți să-l înțelegi că agricultura a reprezentat nașterea civilizației. Da. Deci Miorița era pe spațiu închiriat acolo. Nu era pe spațiu nimănui. Era natural, naturii. Da. Are de natură. Da. Vreau să-i fac o agresiune.
Da, mă rog, nu știu. Noi am după mai am avut mai... o discuție odată cu, cu... Mai era și chestia cu pusul gardului în jurul proprietății. Da, 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 că una dintre altă variantă, altă variantă afară de apropiere, la acceptă libertarienii, să îngrădească. Da. Dar n-au legătură, deci mai ales la chestia cu pământul se pune. Pentru că dacă eu produc sau cumpăr paharul ăsta, nu mai e o dubiu că nu e al meu. E al meu. Urmai cu pământul. Da, da, uite, vezi, știi că noi când am făcut, când am făcut argumentul pentru apropiere, da? Argumentul respectiv se baza pe faptul că înainte de schimb trebuie să existe proprietate. Că tu dacă cumperi paharul respectiv, înseamnă că el este în proprietatea legitimă a cuiva. Ca, să tu, ca tu să poți să îl transferi în proprietatea ta legitimă, el trebuie să fie în proprietatea legitimă a altcuiva. Și proprietatea legitimă ar și fi mai mult decât posesiunea. Proprietatea legitimă trebuie să înceapă undeva. Da. Trebuie să aibă o sursă, da, da, anume. Da. Și noi atunci am zis că are sursă omul în sine, că se deține pe sine însuși și... Atunci când muncește un pământ care nu e în proprietatea nimănui, îl ia astfel în proprietate. În felul ăsta am reglat problema asta. Mă rog, poți să și formulezi să zici că devine o extensie a acțiunilor. Problema care apare din punctul de vedere al lui Friedman este, și asta pare să fie o confuzie pe care foarte mulți o fac, este asta cu... O confuzie între proprietatea nimănui, rectestare de natură, sau proprietatea tuturor. Pentru că și el aici zice că nu înțelege cum ceva care era potențial în proprietatea tuturor a ajuns să fie în proprietatea ta. Păi dar potențial cum? Fără să-și dea ceilalți consimțământul. Da, păi dar da, cum a ajuns proprietatea? Asta e ideea. Aici, aici zic că prinzi argumentul lui Friedman împotriva apropierii. Că el face un... Postulează aia colectivă. Postulează proprietatea colectivă. Da, și aia de unde era. Da, și atenție, potențial am adăugat eu ca să îl păstrez în limitele corectitudinii. El zice care era în proprietatea tuturor. Dar cred că și în loc apare scenariul ăsta. Și, și la loc apare trece, pentru că zice că trebuie să lași, trebuie să lași destul și pentru ceilalți. Nu, da, zic, ea e colectivă și acea numită proprietate privată e când treci în asta individuală, din aia colectivă. Ori poziția rothbardiană, nu, starea de natură e fără de proprietate. De, natură, da. Și de, asta, de asta și spre deosebire de loc, la Rothbard te apropiezi cât poți să duci, nu... N-ai limită. Ba chiar ai putea să-ți imaginezi o ciudățenie de situație în care toți oamenii de pe glob s-au înțeles cumva prin absurd și ei zic, da, noi toți la comun suntem proprietari pe acest glob și dacă apare o pământ din ocean, suntem proprietari și pe ăla. Dar lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Spune, domnule, dacă toți suntem proprietari, eu atunci când vreau să pun porumb aici, trebuie să intre pe toți, am acordul tuturor. Da, bine, asta e deci, contralogica, da, exact. Adică, ai explicat că nu se poate, trebuie să avem proprietate privată. Avem, apropo de asta, în stânga sus, un clipuleț în care sumarizăm aceste probleme legate de apropiere. Deci când am discutat despre ele la, la Manifestul Libertarian. Da. E bine că discutăm despre contract, pentru că se și prezumă că el a fost semnat. Deci în spațiu public în asta, lumea trăiește cu impresia că s-a semnat, știi? Contractul social? Da, da. Da. Nu, nu s-a semnat, dar trebuie spus tot timpul asta, nu s-a semnat. Nu există. Și dacă să zicem Eminescu că... Eminescu n-a existat. Și ai făcut și tu punctul ăsta. Să zicem că o gașcă de oameni, o țară întreagă, au semnat o chestie. Da, tot nu. Eu nu moștenesc contractul. Datoria, da. Datoria. Sau obligațiile sau... Decât împreună cu o... Adică decât dacă sunt atașate de o proprietate pe care tu trebuie să o... Cum vorbeam cu contractul între vecini. Și atunci dacă e proprietate... Cumperi casa, ai contractul ăsta asignat la proprietate, vrei să o cumperi, îți asumi toate alea din el. Știi? Dar trebuie să și știi că există. Da. Să-l consulți, să ai consimțământul informat. Da, da, da. Ați văzut, știi ce mă gândeam la asta cu bunurile fungibile, știi? Apropo de stații bunurile fungibile, de ce n-ar fi ok să faci un transfer? Mă gândesc că statul e atât de dator încât el nu mai are nimic.
Deci chiar dacă a primit o donație de 1 miliard al RTL, așa, să zici că devine proprietar legitim, și pe ea i-are de dat. El n-are nimic. Mm-hmm. Prin urmare, orice schimb cu el e nelegitim. Adică nu ți impune nimic, nu e, dacă îl încalci. Că nu e în starea... Păi ca la orice contract, te uiți, dar trebuie să ai proprietate validă, știi? Da. Ori el neavând nimic valid. Să aibă calitate. Nu-ți creează nicio obligație. Astea țin la alea calitate fungibile, dar la... Nu, eu zic la orice, el n-are nimic. Păi, deci dacă am existat într-o lume dreaptă, s-a făcut transferul... Imobilizările nu sunt convertibile automat în bani. Presupui că și imobilizările sunt fungibile. Eu donez instituției președinției române un tablou. Argumentul meu e că el e atât de dator, orice îi da, el e... Păi el nu poate să fie dator cu acel tablou. Poate să fie dator cu bani, cu bani. Da, dar asta nu înseamnă tabloul respectiv trebuie executat. Și așa dacă e bani. Eu am în vedere scenariul în care s-a făcut dreptate, în care el a fost executat și el are datorii în continuare. Prin mare, orice schimb cu el nu te obligă cu nimic, știi? Ok. Pentru că el e nelegitim. E complet nelegitim. Ok, am înțeles. Și deci care e poziția lui Friedman? Așa că nu trebuie să mai grețul, știi, da. Am trecut prin toată poziția lui Friedman? În capitolul ăla? Cam trecut prin poziția lui. Mai era aia cu... Ce? Legea talionului. De ce doi? De ce trebuie să dai două găini înapoi? Da, o altă chestie e că, mă rog, nu știu de la ce libertarian a primit el că 2x. Da, nici eu. Chiar există. Restituția. Păi e 2. Îți dau bunul înapoi, îți dau... paharul tău și mai dau un în plus. A zis cineva chestia asta? A zis Rothbard. Care e logica? Un exemplu, nu e o chestie stupidă. Rothbard zice că îți pierzi drepturile în măsura în care ai încălcat drepturile. Da. I-am furat un pahar lui Vali, trebuie să mai dau. Îl dau pe al lui, deci primul, și mai dau unul în plus. Știi? De ce pierd drepturile? Păi ăsta e principiul. Că ți-ai pierdut dreptul. În măsura încălcării lor, știi? Deci tu ai dreptul la am luat un pahar, deci eu mi-am pierdut dreptul la un pahar. Da, uite, vezi aici, nu știu dacă înțeleg și principiul. Și Friedman face mișto, știi? De ce 2? 2 e un număr frumos. Și 3 e frumos. Da. Înțeleg principiul, dar nu știu dacă ține, pentru că nu înțeleg de ce ți-ai pierdut tu dreptul la un pahar către mine. Eu a zice că ți-ai pierdut dreptul la un pahar către toată lumea. No. Nu că l-am furat de la tine. Păi, de la tine. Am înțeles, dar tot nu înțeleg. Păi de ce? Ți-am luat eu un pahar, trebuie să... Păi tu mi-ai furat mie un pahar, da? Și tu ți-ai pierdut dreptul la un pahar. Dreptul e față de toată lumea. Dreptul e față de toată lumea, nu e doar față de mine. E un punct bun. Nu. Care merge, merge de mână cu de ce poți să aperi pe cineva. Pentru că ăla, își pierde dreptul față de toată lumea. Păi nu, ție ți-am făcut asta. Am înțeles că mie mi-ai făcut, dar tu... De-aia primește el restituție. Dar dreptul, punctual spus, dreptul e pierdut față de toată lumea. Dar lui dai restituția. Mă rog. Ce drept e pierdut față de toată lumea? Păi ăla pe care îl pierzi. Ăla la pahar. Tu ai spus că îți pierzi dreptul la un pahar, știi? Asta zic, că localizezi în clipa în care spui că îți pierzi dreptul la un pahar față de mine. Nu, îți pierzi dreptul la un pahar față de toată lumea. Și atunci vine întrebarea de ce mi-l dai mie. Da. Nu, eu zic că... Păi nu, asta e o întrebare pe care ar trebui să o rezolve în principiu. Da? Tu poate ar trebui să distrugi acel pahar. Ținând cont că nu poți să-l dai la toată lumea. A, deci tu zici, stai chiar numai trebuie. Nu. Deci chiar de aici. Eu ți-am furat un pahar. Da. Poate a zis Roba, dar nu știu de ce o bagă pe Talionul. Pentru că trebuie să o zici așa. Ei, faci restituția, deci dai paharul pe care l-ai furat odată. Da. O ceva echivalent dacă l-ai spart sau cum știu. Bun, mare. După aia trebuie să-i plătești daune de tip mai stresat. Asta era, am intrat în panică, că asta era amintirea de la mama, nu știu ce. Așa. Pe care tot victima zice, domne, e mii de euro. Așa. Așa. Și faptul că m-ai furat și că îl consider un lucru injust pentru mine, încă 2000 de euro. Hai te duci cu plângerea asta la un judecător și ăla zice, bă, e prea mult, 500 sau nu știu cât. Așa. Sau jumătate. Deci eu nu zic că trebuie că l-a pierdut dreptul la un pahar.
Poți să mai mult. Păi da, poți să ai... și mai mult. Da, tu mai puțin, că poți să-l iert. Am înțeles. Dar, tu aici, dar tu victima aici... decide ce se întâmplă. Ok, dar nu, tu aici ești cu Friedman, nu ești cu Rothbard. Da. Asta încerc să spun. Da. Da, așa este. Da. Nu cred că Friedman a acceptat să certe 1 milion de euro. Păi nu, în ideea oricum nu ți dă. Ce, dar nu ți dă, da. Da, te duci la un judecător și judecătorul poate să zică. Păi, de exemplu, mai sunt lucruri care nu sunt un pahar, da? Unul mi-a călcat un cățel cu drujba sau ceva, cu... Eu zic că pierzi față... E târziu. Eu zic că pierzi față... Suntem obosit. N-am fost o tema. Eu zic că pierzi totuși față de victimă paharul. De ce n-are sens să-l pierzi față de victimă? Păi cum să... Bine, ai făcut lui un rău. Ai spus că ai un drept. Eu am un drept față, eu pentru că am paharele astea aici, da, albastre, am un drept față de tine cu pahare? Păi dacă ți-am furat un pahar. Nu, dar punctul lui Vali este că drepturile sunt față de toată lumea, le-ai înțeles, sau din aur. Și că tu poți să ai o obligație față de el, dar nu e un drept, mă rog. Deci tu furi paharul meu, m-ai încălcat dreptul, m-ai încălcat dreptul de proprietate. Dar eu am un drept de proprietate asupra acestui pahar, da? Ok, tu furi paharul meu, m-ai încălcat dreptul de proprietate. Prima parte este... restituția paharului. Întoarcerea lucrurilor la starea de drept, da? Trebuie să-mi dai înapoi paharul respectiv, da? Da. Și acum tu spui că Rothbard zice nu, că de două ori, pentru că tu pierzi dreptul la un pahar pentru că ai furat un pahar. De acord. Față de cine pierzi tu acel drept? Față de victimă. De ce? Păi pe el l-am furat. N-are logică, de ce? Nu înțeleg cum vine asta. Eu am dreptul la un pahar de la tine? Da. Mă rog. Da, nu, deci nu știu. Ce, ți se pare stran? Cred că suntem obosiți. Deci dreptul lui Vali de a dreptul lui Vali de a avea pahare este față de toată lumea. Nu. Păi nu înțeleg. Cum ai pierdut? Poate are dreptate Friedman. Asta încerc să țin. Deci în momentul de dinaintea... Prefer 5 pahare. În momentul de dinaintea furtului, tu ce drepturi aveai? Aveam dreptul la un paharul ăla dacă nu te furam pe tine, știi? Eu aveam drept la el. La paharul. Față de cine? Față de toți. Față de toți. Față de toți. Dar ți-am făcut eu asta și simt dau, știi? Și care păi și de ce dai paharul? În clipa în care dai paharul, tu ți l-ai pierdut și față de ceilalți. Nu contează. Păi, ok, nu contează, dar... Păi și ce fac? Ți-l păstrezi sau ce? What? Deci, nu, zice că deci trebuie ideea să e că dacă tu pierzi dreptul la un pahar față de toți, așa, nu, nu înțeleg de ce mi-l dai mie. Pentru că ție ți-am făcut. Da. Păi, pentru că mie mi-ai făcut, da. Mi-ai dat paharul înapoi. S-a rezolvat partea. Păi da, dar nu de ce? Nu, păi nu s-a rezolvat. Asta e ideea. De ce? Nu s-a rezolvat. Dacă tu nu mai ai dreptul asupra acelui pahar, al doilea, vorbim de al doilea pahar. De al doilea pahar, da. Tu nu poți să ai să-l îndrepti spre el. Tu nu ai dreptul asupra acelui pahar. După nu mai am dreptul. Ce i-am dat? Păi, înainte l-am pierdut. Mă rog, într-adevăr. Care e momentul în care pierzi dreptul la acel al doilea pahar? Asta e faza. Și de ce îl pierzi față de mine când tu ai dreptul la acel pahar față de toți? Că ție ți-am făcut. Adică de ce ți se pare așa nonsens? De ce nonsens? Păi nu, că are dreptate Costel. Toți, respectând principiul, toți îi zic, Costel, tu aveai dreptul la un pahar, asta chiar i-am dat, da? Deci tu, Costel, tu aveai dreptul la un pahar așa. Față de noi. Așa. Tu, pentru că i-ai furat lui Vali paharul, nu mai ai dreptul la acel pahar, trebuie să-l dai lui Vali. Inițial și față de Vali aveam dreptul, că nu are loc nici agresiune și față de el am dreptul, știi? Față de toată lumea. Dar făcându-i o porcărie, îmi pierd. Și în fața celorlalți. E un criteriu, da, pot spune că e arbitrar, știi, pierzi drepturile în măsura... Mă rog, dar... Să se noteze că eu nu sunt de acord cu această treabă cu talionul și cu restituție. Da, exact. Și eu sunt, asta vreau și eu să zic. Victima va cere... Victima să ceară restituție cât e în stare și la un cățel, când mi-a omorât cățelul, ce să-mi dea înapoi? Victima are dreptul să ceară. Poți să cer... Poți să ceară. Dar nu neapărat să primească. Ce, dă
Nu, dar știi, discuția va e pe cum să face justiția privată. Răspunsul Robert ar fi că tot convențional, știi, va fi, va emerge o chestie între ce cere victima, care o să ceară așa, și judecător. Dar bine, treptat și victima o să vadă că cere de pomană și o să ceară bine, și da, Valiu o să zică, păi da, dar ce principiu e ăsta? Când rezolvi convențional, nu e un principiu. N-ai cum. Bine, da, dar nu știi. La o palmă, cât costă o palmă. La un principiu n-ai cum. Exact, n-ai. Uite, hai să o luăm altfel. Uite, e prea în detalii. Dacă tu omori câinele, tu ai doi câini. Dar eu am, eu aveam un chihuahua și tu aveai doi dog germani. Cum rezolvăm problema asta? Vând un... cât costă un chihuahua? S-ar putea să coste mai mult? Trebuie să-l dau doi. Trebuie să-mi dai doi chihuahua, da? Da, da. Vând acare, turcean și... Vând câine aia. Da, da, tu... Dar aici, aici vine problema. Tu nici măcar n-aveai un chihuahua. Hai că la pahar e ușor de rezolvat. Deci aveai un pahar... Vând un câine și dau. Da, dar tu... A, tu zici că... că care-i dreptul pe care îl pierzi? Dacă era un pahar cu picior. Nu, 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 e clar că să mută. Să-i dai, știi că o chestie am mai discutat aia cu violul. Păi ce faci? Când te ironizează ăștia pe aici la viol, ce faci? Și un răspuns libertarian poate fi da, poți să-i dai chiar așa, știi? Să fie violată, violatorul, știi? Să ceri. Înțelegi? Să ceri. Da, poți. A, păi ce faci la viol? Va fi violat, violat? Da, maybe. Poți face chiar așa. Maybe, yes. Stai că asta iarăși e o chestie care există, de câte victimă. Care există și poate fi rezolvată în principiu de în paradigma de drepturi, da? Eu nu te am știu, eu zic, hai să aplicăm paradigma asta de drepturi. Pe ceva ce nu există. Tu nu ai ce ai furat. Ah, că nu mai am ceaua. Nu ai ce, n-ai avut ceaua în viața ta. Da? Bă, sau pahare sau nimic, de aia l-ai furat. Și mi-ai omorât un ceaua, nu mi l-ai furat. Nici principiul nu spune să-i dai fix. Deci. Proporționalitate, știi? Da, da. Ca da. Și la viol, aia era un caz extrem. Deci ajungeți la chiar ce spun eu. Poate, știi? Dacă victima cerea ajutorul de acord, clar, dă-i. Da, da, da. Okay, recompensă deci... bani. Deci vrei dacă eu zic, ia 5.000 de euro și tu zici nu, că vreau ceva. Ok, ia și așteaptă să vină. Ia și așteaptă. Păi da, vezi, uite, de asta are Friedman problemă cu el. Nu, no, cred că și el ar concede aici, că îi dai ceva similar. Dacă bani, nu există pe lume un chihuahua, îi dai, nu știu, tablou de Ciorescu, nu știu. Bine, ai putea să-l formulezi într-un principiu că victima este singurul care a în stare să formuleze ce pierdere a da, resimțit. N-aș fi de acord, pentru că poate să ceară o gumă și cere 1.000.000 de euro. Știu? Păi da, dar după aia tu... O să te opui să zici, mă, ăsta bate câmpii, tra-la-la, arbitraj, da, mi-au. Mai băgam asta în discuție, știi? Cererea legitimă, nu dorința efectivă. Eu zic că aici deja... Nu, eu zic că e legitim doar ca victima să ceară că după aia el bate câmpii, asta nu e exclus niciodată. De libertarianism e centrat pe victimă. Cum păi se da, contează păi da, foarte păi mult da. Ce vrea victima. Yes, yes, yes. Nu, dar vreau să zic că nu e din principiu n-ai cum să cuantifici. Exact. Nu, nu, uite, principiu, dacă n-ai paharul sau n-ai nu știu, dai altceva. Nu? Detaliile sunt la latitudinea... Da, dar asta e problema pe care o văd cu abordarea asta cu dreptul la ceva. Pentru că presupune o cuantificabilitate și o convertibilitate. Ori valoarea e subiectivă, prețurile sunt... Știi? Da. Păi... da, dar poți avea unele proporționalități, știi? O pedeapsă pentru crimă versus una față de... Ai furat o gumă? Se pot. Dar gândește că nici acum, dacă lui comparativ față de stat, statul dă... Că e natura umană, nu e problema libertarie. 15-20 de ani de un istit suficient ce dă statul la ora actuală. Da, fură puțin, ia mulți ani, fură mult, ia puține ani, mă rog. De ce să dai la o palmă 1.000 de euro? Nu știu, poate mai scump, poate mai... Nu, decât convențional. Necu să iei din principiu chestia asta. Păi da. Atunci... Sunt propune. Atunci... Gândește că la chihuahua e posibil ca el, dacă tu zice, nu vreau doar un chihuahua înapoi. Un chihuahua o să coste, să se datoreze pe piață. Atunci da, ne întoarcem la... E piață liberă și chihuahua sunt rari. Ne întoarcem la problema Friedman. De ce, dacă n-ai cum să o iei din principiu, de ce susținem... Are o logică cu doi. Pe... Are o logică. Ai făcut un rău și îi dai de două. De ce susținem pe 3X? Viziunea libertariană propusă de Rothbard
Și nu susținem viziunea libertariană propusă de Friedman. Păi eu susțin pe lui Friedman. Libertariană propusă de Friedman este... Care? Asta, că găsești principiul cu puterea pieții, pentru că piața îți agregă voința. Păi asta e compatibil cu ce zice Rodolfo, că și Rodolfo zice că în comunitate descoperi soluțiile alea concrete. Și în comunitate, practic, e piața. NAP e doar un benchmark, știi? Dar tot comunitățile prin încercare... Da, e un fel de, păi, NAP e un fel de limită. Victima cere și judecătorul decide. Poți să mai încerci odată să cuantifici ceea ce ai spus adineori? Dar gândindu-te din perspectiva în care discutam mai devreme, dacă libertarianismul este complet definit de NAP sau nu. Asta e miza capitolelor ăstora și a discuției lui Friedman. Deci că este. Păi și cum se pupă cu ce ai zis adineori? Deci NAP-ul și libertarianismul este pentru lumea asta sau pentru lumea formelor platonice? Alea lui Friedman prea fac parte din lumea asta. Stai puțin, ia. Nu? Asteroidul face parte din lumea asta? Nu, eu zic că aici introduce greșit. Când au murit dinozaurii. Așa-i zic lui Friedman. Ok, sunt de acord cu libertarianismul tău peste 5 miliarde de ani. De pe vremea mea, acest caz cu despăgubirea unei victime nu este compatibil și nu este de aceeași natură cu cazul în care el introduce cazuri utilitariste cu asteroidul și cu criminalul care împușcă într-o mulțime. Tu acolo încași principiu, știi? Ți-e clar că încași principiu. Și aici, aici n-ai principiu. Bai principiu. N-ai, aici n-ai principiu. Pentru stabilirea retribuției. Nu, 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 stai. N-ai principiu. N-ai principiu, da. Da, principiul este s-a încălcat. N-ai niște corespondențe. Deci, eu zic că ai principiu. E ca și cum ai zice din NAP să determini prețul pâinii. Da, principiul zice, victima este îndreptățită să ceară despăgubiri. Asta e tot principiul. Da. Nu zice cât. În virtutea a ce? NAP. A, NAP. Dar principiul e non-agresiv. Nu înțeleg. Păi, s-a încălcat NAP. S-a încălcat, NAP. Către cine? Către mine? Eu zic ce vreau. Nu vă spune o regulă suplimentară. În caz de încălcare se plătește. Nu urmează că din încălcarea NAP există, se generează dreptul tău să ceri despăgubire. De regulă adițională. NAP. Asta trebuie să revină din altceva. Așa pot spune că nici... Teoria drepturilor naturale sau altceva. Da, mai sunt câteva chestii, nu e doar NAP. Așa pot spune, ok, inițierea spre unei și ce e proprietate, că nu știu încă. Da, ok, da, trebuie definiții și pentru alte. Da, se admite, da. Ce e voință, ce e inițiere, ce e violență, știi ce e. Da, unele mai știm, unele mai gândim, știi. Mai discutăm, ne mai împrietenim, da. Dar nu ești chiar așa în ceață, știi. Un viol e clar, ce e, o crimă e clar, ce e, știi, deci nu e... 99% din cazuri sunt clar. Clar. Da, dar sunt clare principial sau sunt clare cutumiar? Uzual, cutumiar, principial. Utilitarist? Nu, principial. Nu, sunt situații în care, uite, noi vorbim, vin neoleftiștii acum și zic, vai, m-ai agresat cu gândurile tale, te-ai rugat în gând. Da, sau vai, am rămas. Și noi zicem, stai, definiția curată, logică, este că... Agresiunea este fizică. Sau vai, m-am răzgândit, a fost viol. Aoleu, da. Nu, și mai simplu. Mă gândeam la libertarieni. Pentru ei sunt clare, știi, deci astea sunt niște chestii de avansat. Și eu m-am răzgândit, nici eu nu voiam. Tu mai viola pe mine. Da, exact. Mulțumesc, exact. Am auzit acum recent. Două fete în Turcia s-au rugat să mai vină un cutremur și au fost luate de autorități. Da, sunt porcării de-astea. S-au rugat cui? Pe Facebook. S-au rugat cui? Asta s-a întrebat. Poate erau creștine. Nu. A, dacă erau creștine. Bine, știi? Bine, dar asta lasă cu Turcia ca Turcia, da? Da, ăia, da. Dar în Marea Britanie s-au rugat niște fete, mă rog, o fată și un bărbat. Da? Niște fete. În gând... În fața unei clinici de avort. În gând! Da. S-au rugat. În gând. Da, au fost arestați. Da. Bine, polițiștii au întrebat. Vă rugați în gând? Și au zis, da, mă rog, în gând. Și i-a arestat. Ce să vă rea care avortați? Nu, să nu mai... Să, nu știi să despre nu ce s-au rugat. Da. Să fie pace, să fie iubire între asta oameni. Asta lasă să nu... Bine, pandemia ne-a trezit la realitate, știi. A văzut când
socializând oamenii. Că zicem doar în Turcia sunt cubice. Nu, frate, Ancomu ți-a închis, nu ce site conspiraționist sau... Da. Nu suntem așa de... Avem a, ce site conspiraționist? Nu era ce era? Era ceva cu ortodoxism. Da. Ce a închis Ancomu în pandemie? Ba da! Bine, l-au închis că era mai, conspiraționist, mai, dar mai era obscur. Ceva gen cuvântări ortodoxe sau ceva, nu știu, din... Mie că le frică să facem în zona aia. Nu. Cred că era ceva mai... Bun. Dar ideea că se întâmplă, uite, zic ăștia cu Muzeul Comunismului, veniți la Muzeul Comunismului, uite ce obiecte. Păi ai CNA-ul, CNCD-ul, nu ai nevoie să... Muzeul Comunismului, știi? Du-i la CNCD-a, să-i ducă doamna la CNA. Fosile vii. Da. Ok. Yeah. Acestea fiind spuse, cred că am expus destule probleme cu libertarianismul. La unele am încercat să dăm răspunsuri, la altele concedem faptul că suntem și noi încă în căutarea lor. Dacă titania ideilor precum Rothbard, Friedman, Humer, Rand și alții n-au ajuns, că apropo dă și în obiectiviști în acest capitol, dar am trecut cu vederea că dă doar așa. Sunt trecuți mai mult la și alții. El aici se ceartă cu Rothbard în general. Dacă ei n-au găsit răspunsurile la soluțiile astea, nu putem decât să vă cerem puțină indulgență. Că nu știu dacă le-am găsit noi. Dar dacă dumneavoastră găsiți și ne puteți spune în comentarii, exact, ar fi minunat. Excelent, ar fi jos comentarii, citim cu interes ca de obicei, v-am mai încurajat și altă dată. Nu v-ați avântat foarte tare. Curaj. Da, curaj. Curaj, că se poate. Da. Nu, dar arată de ce libertarianismul e un vaccin puternic. Uite, pandemia arăta că lumea e... Nu suntem așa de feriți. Mm-hmm. Pentru Costel Stăvărache, Gabi Munteanu, Alex Chiriac, eu am fost Valentin Berceanu. Mulțumim pentru atenție. Urăm libertate, cum o fi ea, dar tot e mai bună decât toate.